Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazăr și alături de mine este nimeni altul decât Sergiu Motreanu. Salut! Salutare tuturor ascultătorilor și bine ne-am regăsit la cel de-al 122-lea episod al podcastului de istorie. Care poate că este mai mult de 122, dar nu contează, este foarte bine, e un număr bun, zic eu, nu e un număr deloc rău. Da, e mai mult de 122 dacă stăm să contabilizăm și episoadele în care am avut și alți invitați, dar în afară de noi doi, de mine și de Dorin, evident. Exact. Bun, în acest episod o să vorbim despre primul război dintre daci și romani, care este de fapt al patrulea sau ceva de genul ăsta, al treilea, nu? În sfârșit ți se împlinește, Dorine, pohta ce ai pohtit, adică exact. Ajungem în cele din urmă după 5 ani de zile foarte lungi și foarte anevoioși, ajungem la războiul ăsta dintre Decebal și Traian. Bine, exact. Războiul față în față, că noi tura trecută am vorbit un piculeț, am pregătit terenul, ne-am legat de izvoare, de context, de cauze, dar acum ajungem la confruntarea propriu-zisă și o să vedem dacă e sau nu scântei. Dar foarte important, nu am ajuns în această călătorie singuri. Alături de noi sunt cei care ne sprijină pe toate canalele posibile, inclusiv pe Patreon, cărora li s-a mai adăugat Alexandru Verseș și mulțumim pe această cale. Și cei care ne sprijină și ne promovează peste tot pe unde au ei, pe unde apucă, pe unde sunt întrebați și vorbesc sau recomandă podcastul acesta prietenilor lor. Deci, oricum, mulțumim că ne urmăriți și ne face mare plăcere să facem acest program pentru voi. Da, am văzut că suntem ascultați și mai mult decât atât suntem recomandați în tot felul de întrebări din astea. Da, ceea ce e măgulitor și vă mulțumim, da. Bun. După asta avem, ca de obicei, o erată. Și erata de data asta nu este o corecție propriu-zisă, este mai degrabă o nuanțare, nu? Pentru că, Sergiu, tu aveai de gând să ne spui, să ne aduci o interpretare în plus față de ce am discutat dățile trecute. Da, eu eram foarte fericit că nu aveam, eu așa credeam că nu avem nicio erată sau în fine nu am sesizat nicio prostioară pe care să o fi spus data trecută și mă bucuram că putem să intrăm direct în pâine. Dar apropo de nuanțare, tura trecută ne-am referit mai mult, am încercat cumva așa să contextualizăm, să oferim toate cauzele posibile ale acestui război dintre dacii lui Decebal și romanii lui Traian. Și vreau să revin la teoria asta mea. Vreau să o exprim un pic mai limpede, mai articulat. Nu cred că a fost exclusiv vina romanilor și a lui Traian, pentru că văd și la istorici și poate și, nu știu, poate și Dorin, tu ai spus chestia asta, adică nu are cum. M-am uitat un pic, că eu așa înțeleg cel mai bine lucrurile, făcând comparație cu cutumele și cu istoricul romanilor din trecut. Au fost destule episoade când afronturile dușmanilor aduse la adresa romanilor erau mult mai mari decât ceea ce vedem acum la Decebal. Și romanii, v-am mai spus, de o vreme încoace romanii par destul de rațional, destul de cumpătați, pașnici, poate e mult spus, dar măcar sunt dispuși la dialog. Doar două episoade vreau să vă amintesc, că e podcast de istorie totuși. Mitridate le-a ucis în vesperele asiatice 80.000 de republicani, mai țineți minte, da, a invadat Grecia, a cucerit Atena și cu toate astea, după ce Sula l-a bătut de două ori, i-a sunat apa în cap, nu s-a dus mai departe să-l dea jos, a încheiat o pace cu el. Bun, știu, situația de la Roma atunci era mai delicată, nu intru în detalii, dar adică Sula cumva a fost forțat să încheie pacea, dar n-a fost doar asta, la Iugurta, aduceți-vă aminte, la Iugurta pe l-au chemat romanii la Roma de o dată, de două, de trei ori, până, nu știu, și-a asasinat ăsta niște rude, parcă niște veri, a trebuit să fie nașpa rău de tot ca romanii să treacă la niște măsuri din astea punitive, să pornească până la urmă o campanie împotriva lui. Da? Bine, ăsta era cu mitele, cu nu știu ce, la toate putem să găsim anumite scuze. Dar să ne apropiem un pic de noi. Pe iudei i-au lăsat să se autoguverneze foarte multă vreme, pe egiptenii care aveau o armată de 2 lei, i-au lăsat iar să se autoguverneze multă vreme. Pe odrizii care în anul 15 aveau cucerit tot teritoriul din jurul lor,
i-au lăsat să se, să se autoguverneze până în 46. Ce spun eu aici? Dacă vrei să-l absolvi complet pe Decebal, mai ales că știi ce s-a întâmplat în anul 69, mai ales că știi ce s-a întâmplat în anul 85-86, când dacii n-au fost deloc niște îngerași, și dacă vrei să îi pui tot un cârca lui Traian, bă, mi se pare o viziune geopolitică extrem de limitată și de părtinitoare, ca să zic așa. Clar. Deci, ca să-ți explic punctul meu de vedere, să zicem așa, punctul meu de vedere nu este neapărat că Decebal este neprihănit în toată povestea asta. Până la urmă nu poți să rămâi liderul unui stat puternic dacă ești neprihănit și mai ales în acea perioadă de timp. Traian, el însuși nu este neprihănit și de fapt pe chestia asta am insistat, pentru că noi o să vedem că până la urmă Traian devine model Optimus Princeps, lucruri de genul ăsta. El practic devine împăratul ideal și cumva noi am, mai ales în episoadele trecute, ultimele două episoade, am încercat să mai scădem un pic focul la toate aceste pasiuni pentru un individ care până la urmă are exact aceleași defecte pe care le are orice individ care ajunge acolo, e puternic și dăinuiește de-a lungul timpului, și anume face niște lucruri reprobabile și trebuie să înțelegem că lucrurile astea sunt reprobabile. Oricât de puternic ar fi fost, Dorine, scuze, oricât de puternic ar fi fost Traian, el nu putea lua decizia asta chiar de capul lui. Adică, sau poate putea, dar știm că el ținea la opinia Senatului. Senatul a fost de acord până la urmă cu acest război. Deci concluzia mea e că s-au întâmplat niște chestii între anul 90 și anul 98, că de aia s-a bătut Traian pe la frontiera dunăreană. S-a întâmplat ceva, poate nu neapărat incursiuni la sud de Dunăre din partea dacilor, dar mă gândesc cel mai probabil, poate au fost niște refuzuri ale dacilor de a lupta împotriva sarmaților, nu știu, a roxolanilor, a reburilor, o să vedem. Sau mai mult de atât, poate Traian a primit niște informații cum că Decebal e de fapt aliat cu aceste triburi. Și ăsta mi se pare un motiv destul de bun pentru un atac. Dacă i-ar fi lăsat de capul lor, poate, nu știu. Adică, știi, mă uit și la ce zice Cassius Dio. Zice, cum a devenit Decebal? Devenise prea puternic și îngânfat. Adică devenea puternic. De ce ar fi devenit Decebal din ce în ce mai puternic și mai îngânfat? De ce îi creștea îngânfarea lui Decebal? Pentru că în momentul în care tu faci propagandă internă, întotdeauna o să-l pictezi pe inamic în culori rele. Adică gândește că în momentul ăsta noi suntem în plină propaganda antirusă, nu fără motiv, da? Dar noi suntem în plin program de propagandă. Ăsta este un mecanism pentru asigurarea integrității noastre ca stat. Noi suntem în plină propagandă antirusă pentru că treaba asta ne este o chestiune foarte utilă. Din cauza asta noi ajungem să îl pictăm pe Putin, care acum este liderul rus, în niște culori deloc măgulitoare. Pe de altă parte, nu nemeritat. Adică toate lucrurile pe care le zicem în general, pe care le cuprindem în propaganda asta, sunt justificate. Există amenințări din partea lui. Omul a stat și ne-a amenințat de mai multe ori pe noi ca stat. Băi, vedeți că voi sunteți primii, ajungem în 2 ore la București. Chestii de genul ăsta. Adică trebuie înțelese lucrurile astea. Noi așadar ne facem propaganda, care nu este un lucru negativ, e un lucru foarte important, pentru că noi, dacă vom fi atacați, va trebui să fim, să zicem așa, uniți în cuget și în simțiri, să nu ne aliem cu dușmanul care vine la noi în țară, ci mai degrabă să-i rezistăm, fie și ideologic. Cam asta este și logica lor, da? Deci ei au un program de propagandă foarte bine pus la punct, pe care îl dezvoltă în vreo 2 ani, 3 ani, cel puțin Traian, dacă nu cumva este dezvoltat mai din timp. Bun, da? Nu intră cumva în contradicție cu programul ăsta propagandistic. Deci, să spunem că Decebal, am vorbit și tura trecută, da? Am zis noi că el încearcă să facă un pol de putere, da? Să constituie cumva o contrapondere la romani.
Și ce face? Atrage dușmani și dezertori din Imperiul Roman care vin la Sarmizegetusa, nu parcă așa am zis, da? Iar chestia asta mi se pare că scapă cumva din poleia asta propagandistică. Adică dacă era atât de tare și meseriaș și toată lumea era fericită în Imperiu, de ce s-ar fi dus oamenii care, nu știu, îl iubeau pe Traian? Nu că toată lumea îl iubea pe Traian, de ce ar fi plecat de la Roma să vină la Decebal? Exact. Adică, există niște transgresiuni acolo între Decebal, între recatul Dac și Roma. Nu? Deci, în mod sigur există transgresiuni. Problema pe care, deci eu cred că problema pe care o avem noi relatând această poveste este, ok, povestea oficială este că Traian a fost practic obligat să intre în Dacia pentru că altfel nu se mai putea. Noi ce am făcut în episodul anterior a fost să luăm toate aceste informații propagandistice, să le punem sub semnul întrebării, am încercat să le prezentăm, dar le-am pus un pic sub semnul întrebării pentru că ele sunt într-adevăr foarte dubioase și cel puțin senzația pe care mie mi-a lăsat-o stând cu toate sursele în față este că cineva atât totalitar de bun cum este Traian, este un dictator care a reușit în viață, spre deosebire de mulți dictatori care nu au reușit în viață, știi? Da, s-a născut deci, pe vremea când dictatorii erau apreciați, Dorine, de aia zi. Băi, nu toți. Că uite, un Domitian nu e apreciat, dar Traian a reușit să moară, deci practic după ce a murit a reușit să-și lasă o moștenire suficient de sigură cât să îi dea poleia la respectivă. Augustus a murit și adică mai ales tu ești foarte critic la adresa lui Augustus. Augustus are exact aceeași problemă. Din punct de vedere propagandistic, el cumva este Dumnezeu pe pământ, dar realitatea pe care și tu ai scuturat-o, mai ales că noi avem mai multe informații acolo, realitatea este mult mai cruntă. Și am întors-o pe mai multe fațete. Eu cumva am încercat să zic, bine, ok, a fost ok, dar a fost până la urmă un om care a pus bazele unui imperiu care a dăinuit câteva mii de ani, 1000 și un pic de ani, 1000 și vreo 400 de ani. Și asta nu o zic neapărat ca o scuză, e doar o observație, știi? Înțeleg, Dorine. No, deci cam asta e ideea. Indiferent că era Traian, că nu era Traian, dacii mi se pare că s-au jucat prea mult cu focul. Atrăgând dezertorii ăștia la ei, probabil, exact cum s-a întâmplat și cu Iugurta, revin, ți-am zis, la comparații din trecut, romanii poate au venit și l-au avertizat odată, l-au avertizat de mai multe ori poate. Au zis, bă, nu mai fă așa, uite, hai, vino încoace, încheiem, nu-ți mai dăm stipendii, subsidii, cum vrei să le spui tu, dar dacii se pare că n-au înțeles cine e șeful pe cale diplomatică. Așa că romanii au căutat o altă cale. Eu chiar nu cred că romanii au trecut, nu era conform nici unei cutume, ți-am spus, să treci așa de repede de la aliați. Ok, ești aliat cu ăla, îl plătești ca să te protejeze și după aia schimbi paradigma complet și treci la război total cu ei. Mi se pare că, bă, mai întâi trebuie să nu le mai dai bani. Ok, îi lași acolo, bă, după aia dacă voiau dacii să-și dovedească cumva buna purtare față de romani, trebuiau ei să nu mai fie aliați cu niciun popor barbar din jur și de-abia după aia, adică cumva să-i câștige din nou îngăduința și încrederea lui Traian și de-abia după aia Traian să vadă ce mai face. Dar mi se pare că din moment ce Traian a venit așa chitit pe bătălia asta împotriva lui Decebal în anul 98, ți-am spus, sigur între anii 90 și 98 s-a întâmplat ceva și nu știm ce. Mai ales că îți mai spun, din foarte multe puncte de vedere, era mai comod pentru romani să le dea bani dacilor pentru ca aceștia să le păzească frontiera. O să vedem că și mai încolo, și pe vremea otomanilor, e mult mai util uneori să nu ți impui administrația peste niște popoare. Îi lasă exact, să guverneze singur și vezi, îți iei peșcheșul și o să ajungem acolo. Concluzia alta era, cum ai spus și tu, să te parafrazez. It's complicated. Adică cred că cauzele astea sunt mai complexe de atât. Adică nu putem să dăm vina doar pe Traian sau doar pe Decebal sau doar pe Traian și pe Cezar, dacă ăla i-a urmat testamentul vieții. Deci, uite încă o chestie. Mai ții minte că eram la Budica
Și tu îmi ziceai că nu aveau cum să atace romanii din senin atunci dacă nu erau provocați. Că sigur a făcut tipa aia ceva, că nu știu, erau alte cauze financiare, știi? Că romanii n-au făcut decât să retalieze. Mai ții minte? Eu țin minte sigur. Mai... Ok, să zicem că a fost mai nuanțat. Ok, ai fost mai nuanțat, dar asta ai zis că au făcut ăia ceva mai întâi și după aia romanii, adică romanii aveau un status quo. Ok, e posibil. Deci era un status quo. Ți-am spus, eu nu sunt convins că romanii au încălcat status quo. Eu sunt, știu că sună urât pentru fanii lui Decebal, dar cred că Decebal are un 55% contribuție la războiul ăsta și Traian doar 45%. Asta e părerea mea. Cred că e o contribuție colectivă. De altfel, noi avem niște probleme foarte, foarte mari în a înțelege exact relația între ceea ce numim noi daci și populația care trăia pe aceste meleaguri. Pentru că, iarăși, vorbind de o elită războinică, care nu tot timpul exprimă forța și adevărata opinia poporului care trăiește pe acolo. Adică eu mă îndoiesc că tot poporul roman a vrut să se bată cu dacii. Categoric, categoric. Deci la fel cumva noi nu avem decât practic un conflict la nivel de leadership, știi? Deci avem... Înțelegerea a ceea ce se întâmplă la firul ierbii. Leadership-ul ăla poate să mobilizeze 140.000 de oameni și să îi ducă la luptă obligat forțat. Da. Eu ți-am spus, nici măcar nu știu, eu n-aș vrea acum să relativizez totul și să spun, bă, ce a zis Cassius Dio e o prostie, ce e pe coluna lui Traian e o prostie. Aș vrea totuși, dacă astea sunt singurele surse pe care le avem, să le interpretăm cât mai aproape de adevăr. Și eu dacă fac o analiză pe text, pe ce spune ăsta, când zici așa, și am mai observat că puterea și îngânfarea lor creșteau. Bă, de ce ai fi îngânfat față de aliatul tău? Dacă Dacia și Roma erau aliați, de ce să te... Bine, tu vorbești despre un text care este scris... Scris, rescris, tradus, retradus, da, ok. Da. Și scris în... Stai, ăsta era cu îngânfarea care creștea el la Cassius Dio? Da, 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 da. Ah, ok, ok, nu, credeam că e ceva din panegiric. Nu. Da, nu, înțeleg ce zici, înțeleg ce zici, e foarte corect, numai că, iarăși, nu este un martor ocular. Asta nu înseamnă că ceea ce zice Cassius Dio e invalid, știi, pentru că omul a fost martor ocular, pentru că până acum l-am folosit pe Cassius Dio fără absolut nicio problemă. Faptul că noi vrem să ne uităm peste citatele astea cu mai multă circumspecție, mai multă atenție, să reușim să tracem toată seva, asta este o altă problemă și nu facem același lucru pe Cassius Dio în momentul în care vorbește despre o campanie în Judea sau despre o campanie în Britania. Deci nu facem același gen de disecare, dar aici am încercat să disecăm un pic mai mult. Ceea ce spui tu este valabil, ceea ce am zis noi în episoadele trecute e, zic eu, iarăși o interpretare posibilă. E posibilă. Și cred că noi nu am zis nicăieri că ăsta e adevărul istoric. Dacă categoric, am fi zis, ar fi trebuit să închidem podcastul și să zicem gata, am găsit adevărul istoric, ăsta este. Nu, păi de-aia am și început cu chestia asta. Voiam așa o nuanțare. Voiam să văd de fapt cum s-a făcut trecerea asta de la pace la război. Că erau mai întâi aliați și acum sunt dușmani. Trecerea s-a făcut în ziua de 25 martie 101 când s-a dus, a sacrificat niște boi în templele din Roma. S-a păstrat rugăciunea, după cum ziceam, rugăciunea rostită la sacrificiul unui bou în templul lui Lares, undeva scrisă. Și pe 25 martie 101, așadar, pleacă din Roma înspre Dacia cu garda lui pretoriană, cum ziceam, Tiberius Claudius Livianus, prietenul și confidentul Lucius Licinius Sura, Quintus Sosius Senecio, care era general lui Frontinus, și mai este pe acolo și Publius Elius Adrianus, care o să vedem cine este în vreo câteva episoade.
Deci tot marele stat major era pe lângă el, da. Tot marele stat major era pe lângă el, nu este loc de negocieri aici. Traian pleacă la război și cauzele pentru război le-am discutat, nu mai are sens să intrăm peste ele. Doar o singură chestie. Sunt mai complexe. Corect, corect. Apropo de unanimitate, Dorine, deci Traian, să nu uităm, el era deja Pontifex Maximus. Cu toate astea, are nevoie de aprobarea asta la nivel religios din partea tuturor celorlalte colegii de preoți. Că parcă sacrificiul ăsta de care ai spus tu îl face colegiul preoților arvali. Da. Și toate ordinele astea preoțești, mă rog, considerau că luna martie e cea mai bună lună pentru a începe un război. Și luna, din ce motiv? Că luna martie e numită de romani fix în cinstea zeului războiului Marte. Asta e logica și cumva și de aici ne-a rămas nouă denumirea. Că noi între timp ne-am mai pașnicizat, am asociat-o cu mărțișorul, cu renașterea, asta e foarte bine. Dar zic că romanii erau cu războiul în martie și de aia începeau toate. De aia, ca să vă aduceți aminte, la sfârșitul lui martie Cezar plănuia să vină să se bată cu Burebista, da? Tot așa la sfârșit, poate chiar în 25 martie, cum a plecat ăsta. Doar că el a fost ucis săracul cu 10 zile înainte. Și asta e, Octavian a stat alături de legiuni așteptând unda verde care n-a mai venit. Exact. Și acum Traian reia cumva efortul străbunicului său. Nu reia totuși acea strategie. Deja are o graniță foarte solidă la Dunăre. Are deja lucrurile pregătite. Are un castru la Viminacium. De fapt o cetate în toată regula, care e bine întărită. Și după cum o să vedem, trece pe la Viminacium, urcă pe Cerna. Una dintre coloane, da, una, da. Da, una aia principală. Urcă pe Cerna, coloana principală, urcă pe, își desparte trupele în trei, dar înainte să intrăm iarăși cumva tot amânăm să intrăm în chestia asta, dar mai trebuie să explicăm un lucru. Noi avem două povești pentru acest război, două povești care sunt foarte diferite. Există corelații între ele, dar sunt două povești foarte diferite pe care, na, cumva avem datoria să le interpretăm în paralel. Prima este povestea lui Dio Cassius, ce este scris, care este oarecum clară, e incompletă, dar e cât de cât o poveste clară. Mă rog, cât de clară poate să fie o poveste a unui război scrisă de un om la 200 de ani după. După care mai avem povestea prinsă pe columnă, și nu numai pe columnă, mai avem și povestea de pe Tropeum Traianii, dar avem povestea de pe columnă și evident toate vestigiile istorice arheologice investigate, care iarăși sunt un pic complicate. Noi o să încercăm să punem împreună toate aceste episoade și să vedem ce iese, da? Bun, ziceam așa că prima condusă de Traian pornește de la Viminacium și urcă pe Tibiscum. A doua urcă pe la porțile de fier, după care pe Valea Cernei. Asta ar fi fost de fapt un afluent al Cernei și după aceea se unește la Tibiscum cu prima, cea condusă de Traian. Și a treia probabil intră tot pe la Drobeta, dar merge spre Valea Jiului. Evident, lucrurile astea nu se întâmplă simultan, n-avem de unde să știm cum arată temporizarea și de altfel interpretarea informației pe care o avem e destul de complicată. Eu o să vreau să fac, o să te las pe tine să spui toată povestea așa, să fii un narator modern, o să te întrerup foarte des. O să vreau să mă refer mai mult la informațiile de fond. Nu vreau să, adică să înțelegeți puțin care e anvergura campaniei, cum poți să analizezi un lucru din punct de vedere geopolitic, ce înseamnă de exemplu că o armată, ca să explicăm puțin, bă, ce înseamnă, de ce au trebuit ăștia să se împartă în două, în trei, în patru, în cinci coloane? În primul rând, armata romană era o armată imensă. Noi am vorbit citura trecută, avea peste 100.000 de oameni.
Nu. Da. Deci haideți să vă spun o chestie acum ca să vedeți ce adversar sau cât de redutabil îl considerau romanii pe Decebal. Este cea mai mare armată din istoria Imperiului Roman, din toată istoria lor de până acum. Romanii n-au mai strâns niciodată atâtea trupe cu câte s-au prezentat în fața lui Decebal. Niciodată. Iar asta spune imens. Asta spune imens despre cât de mult îl respectau sau de cât de... În niciun caz nu-l luau pe Decebal la preț de matineu. Decebal în ăștia 10 ani, 15 ani și-a construit un nume. Și așa cum lui Decebal, cum zice Cassius Dio, îi era frică de Traian, sunt sigur că și lui Traian îi era frică de Decebal. Sau în orice caz era foarte aware, era foarte conștient că nu era o buturugă mică. Era o buturugă destul de mare, oricât de mare ar fi fost carul roman. Și era cumva logic, cum spui tu, să se împartă în mai multe corpuri. Una să treacă pe acolo, una să treacă pe acolo. Am vorbit ura trecută, între timp am înțeles și eu mai bine ce lucrări senzaționale a făcut Traian în perimetrul ăsta al intrării Dunării în Carpați. Este fabulos. Și canalul ăla despre care ai povestit tu și podul ăsta, ascultați-mă, nici podul ăsta de vase pe care îl face nu e simplu de făcut. Adică trebuie să pui zeci, sute de vase așa lateral cumva, să le ancorezi acolo, să construiești un pod de lemn peste, să treci cu dita mai greutatea în amonte de porțile de fier, în aval de porțile de fier, care nu erau porți de fier atunci, dar ați înțeles mesajul, zic așa, un reper temporal. Nu, erau porți de fier, erau numite porți de fier dinainte, dar erau porți de fier pentru că erau efectiv... Erau de cataracte, nu erau barajul în sine, da. Deci au trecut și din nou, pentru a înțelege foarte bine geopolitica și cum se desfășoară campaniile astea militare, trebuie să știți foarte bine geografie. Vă spun, demografie, relief, resurse, nu știu, munți, câmpii, ape. Apropo de ape, dacă nu știți, să spunem, habar n-avem pe unde au trecut trupele lui Traian. Așa cum vă spuneam și în trecut, armatele mergeau de cele mai multe ori de-a lungul râurilor, de-a lungul fluviilor. Dar dintr-un motiv extrem de simplu, accesul constant la apă. Armata romană a procedat la fel. Se ducea, dar ei trebuiau să bea apă, dar se duceau frumos pe acolo. Asta zic, istoria și geografia, să știți că sunt mai legate decât v-ați aștepta. Și geografia poate să influențeze în mod decisiv și pregnant istoria unor popoare. Vă dau doar un exemplu. Dacă vă uitați și dacă vă interesează să studiați un pic istoria celor mai numeroase popoare din lume, adică indienii și chinezii, o să vedeți că ei nu prea s-au smardoit unii cu ceilalți. Și răspunsul e simplu, e vorba de un singur cuvânt, Himalaya. Deci între chinezi și indieni este Himalaya. Este un zid care nu se înspre zid. Este un deșert enorm. Deșertul e mai în nord, dar spun, chestiile geografice pot să influențeze foarte mult dezvoltarea istorică a civilizației respective. Absolut. Bun, într-adevăr, lucrurile astea sunt clare și faptul că zona asta are un bazin hidrografic atât de bogat lucrează acum spre dezavantajul dacilor, care evident au mult prea multe căi de acces de apărat. Nu neapărat că ar fi o problemă zona respectivă pe care o apără inima imperiului sau regatului dac este puternic apărată de un șirac destul de serios de cetăți, cel puțin 10 sau 15, dacă nu mai multe. Sunt foarte multe cetăți în zona respectivă și bănuiesc că și un număr mare de oameni care erau implicați în apărarea acelor cetăți. Practic are un spațiu foarte dificil de cucerit. E probabil unul din cele mai dificile locuri de cucerit pe care le-a câștigat Imperiul Roman. Sincer, deci mi se pare mult mai dificil de cucerit munții Orăștiei decât, nu știu, jumătatea de deșert prin Arabia sau ceva de genul ăsta, știi? Nu, ai dreptate, plus că romanii nu s-au mai confruntat cu genul ăsta de războaie și ține minte încă de pe vremea lui Marcus Antonius, ei nu s-au descurcat deloc bine nici în munții din Armenia. Da. Adică cu frigul, cu toate alea, de aia spun, campania asta a fost extraordinar de meticulos, de bine pregătită.
Adică cu legionari, cu nelegionari, s-a pregătit, se vede, 3 ani de zile. La final doar a venit ăsta, Traian, și a zis: soldați, vă ordon, treceți Dunărea, da? O să se mai inspire altul mai târziu de la el. Dar așa cum spui tu foarte bine, paradoxal, o să vedem, deși atât de bine apărată zona asta, din păcate pentru Decebal erau mai multe puncte de acces la ea. Mai multe văi, mai multe defilee, mai multe ape care ajungeau acolo. Și pe Cerna, și pe Jiu, și pe Mureș, puteai să vii și pe sus și să intri în țara Hațegului și așa mai departe. Și Decebal a încercat să apere toate zonele astea cu un real succes până la un anumit moment dat. Da. Realitatea primului război între Decebal și Traian e prezentată un pic diferit de Diocasius și de Columnă, cum spuneam. Pe Columnă apare o poveste un pic mai nuanțată. În povestea lui Diocasius, războiul, cel puțin primele faze ale războiului, sunt destul de simplu descrise. Zice, deci după ce îi face o descriere lui Traian și povestește un pic cam cum era el ca om, Diocasius ne spune în felul următor. Zice: astfel, Decebal avea motive bune să se teamă de el. Când Traian a pornit în campanie contra dacilor, a ajuns în apropiere de Tape, unde era tabăra barbarilor, i s-a adus o ciupercă mare pe care era scris cu litere latine că burii și alții aliați îl sfătuiau pe Traian să se întoarcă din drum și să păstreze pacea. Cu toate acestea, Traian a pornit lupta contra inamicului. Mulți au fost răniți de partea lui, dar și mulți uciși de partea cealaltă. Când n-au mai avut bandaje, se spune că și-a donat chiar și propriile haine ca să fie tăiate și transformate în fașe. A poruncit să construiască un altar în onoarea soldaților care au murit în bătălie și să se țină rituri funerare acolo în fiecare an. Asta este prima fază a războiului și destul de simplu, nu? Numai că povestea este, cum ziceam, un pic mai complicată, un pic mai, avem mai multe informații și atunci de ce să nu discutăm? Uitându-ne la Columnă, vedem, de exemplu, diverse scene. În primul rând, ce înțelegem inclusiv din textul lui Diocasius, dar și din ce apare pe Columnă, este că după pătrunderea armatei romane, și cel mai probabil, pentru că acum o să urmărim practic vestigiile arheologice, armata romană a pătruns în Dacia pe un pod de vase care apare pe Columnă, în scenele 3-5, unde trupele romane ies pe poartea unei cetăți care probabil este Viminacium și pășesc pe un pod de vase sub privirile zeului Danubius. După care Traian ține un consiliu de război, bănuiesc că asta zice de fapt că se întâlnește cu toți generalii lui, ceea ce înseamnă că probabil se referă că ar fi o chestie care se întâmplă înainte de joncțiunea, adică după joncțiunea cel puțin a două coloane din cele trei. Și singura informație pe care o mai avem despre această perioadă este că așa, itinerariul care ni s-a comunicat prin singurul fragment păstrat în Bello Dacico: inde Berzobim, de inde Aizi Procesibus. Deci de acolo am înaintat la Berzobis și apoi spre Aizis, care sunt astăzi Berzovia și Fârliug. Acum, noi suntem un podcast de istorie, acum cu accent pe podcast, ceea ce înseamnă că noi o să încercăm să vă facem așa un pic de imagine cam pe unde s-au dus oamenii ăștia, dar fără o hartă nu prea putem. Nu prea putem să facem lucrurile astea cum trebuie. Vă recomand desenele, nu știu, sunt desenele din istoria militară a poporului român sau sunt, care încă sunt acoperită de copyright, nu știu în ce măsură putem noi să le publicăm. Dacă o să reușim să găsim o variantă gratuită pe care să o putem publica, o să o punem. Problema e că noi, evident, fiind un podcast, nu o să putem să vă explicăm atât de bine geografia și o să încercăm așadar să
să explicăm lucrurile pe lângă. Așa că atunci când ascultați episodul, posibil, stați cu o hartă în față. Stați cu o hartă în față. Sergiu este mai bun la geografie și, și detaliile lui v-ar putea ajuta ceva mai mult. În fine, până la bătălia de la Tape avem vreo 20, până pe la scena 23. Până pe la scena 23 ne arată practic ce face armata romană în parcursul ei prin teritoriul care este teritoriul al Iazigilor, cel puțin teoretic, în momentul ăsta. Nu este încă teritoriu inamic din punctul de vedere al romanilor. De ce? Pentru că romanii nu întâmpină rezistență sau nu. Deci dacă este teritoriu inamic, atunci probabil Decebal și-a retras toate trupele, toți oamenii și-a retras din zona respectivă și au rămas doar cei care nu aveau de gând să sprijine eforturile de război ale lui Decebal. Să nu uităm că în urma tratatului dintre Decebal și Domitian, Imperiul Roman avea niște avamposturi și de partea stângă a Dunării. Uh-huh. Adică nu doar că avea avamposturi, am mai spus-o, toată zona era deja extrem de bine cartografiată și topografiată, pentru că în ultimii 10 ani tot felul de specialiști romani aveau acces aproape liber în Dacia. Uh-huh. Adică, așa cum ai spus și tu, mărul ăsta otrăvit, nu mai era un mister pentru romani amplasamentul cetăților, distanța dintre ele, nu știu, tipul de ziduri, da. Poate știau și ceva despre garnizoane, despre numărul soldaților. Era destul de lejeră treaba din punct de vedere informativ. Altceva voiam să spun, ca să și după aia trecem, ajungem în prezent. Ai spus tu, da, de aceea Decebal avea toate motivele corecte să se teamă de Traian, de el. Dar eu am descoperit, n-am citat, am citat în episodul 115 toată descrierea aia despre Traian, nu mai recitesc citatul că era foarte lung. N-am vrut să recitesc. Exact. Foarte bine, foarte bine. Deci ne spune acolo că e curajos, că are obiceiuri simple, că e puternic, toate alea, inteligent, corect, la 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 la. Dar la finalul paragrafului e o parte pe care n-am citat-o până acum. N-am citat-o pentru că e scris atât de... Da. Nu e scris atât de odios de Cassius Dio, adică e cu tot felul de conjuncții, de prepoziția Landala, eu a trebuit să mă consult cu altcineva ca să ajung la traducerea asta, de care nu știu, eu sunt mulțumit, dar nu știu, da, citește-o tu și... Hai că citesc eu, bun. Ok. Știu bineînțeles că avea o pasiune pentru băieți și vin, dar dacă ar fi făcut sau ar fi îndurat orice faptă reprobabilă din această cauză, ar fi fost criticat. Însă așa cum au stat lucrurile, a băut cât vin a vrut, dar nu s-a amețit peste măsură, iar relația cu băieții nu a făcut rău nimănui. Și chiar dacă i-a plăcut războiul, a fost satisfăcut de victorii și de faptul că și-a învins dușmanii cei mai aprici, iar poporul s-a bucurat. Nici măcar consecința întâlnită des în astfel de situații, îngânfarea și aroganța a soldaților, nu s-a manifestat vreodată în timpul domniei lui, atât de ferm conducea. Deci asta este, de aceea, cu o mână atât de fermă i-a stăpânit pe toți. De aceea Decebal avea toate motivele corecte să se teamă de el. Deci exact. am aflat până la urmă, ne-am tot învârtit în jurul cozii, dar vedeți, informațiile sunt acolo. Deci nu mișca nimeni în front cât timp Traian era in charge. Asta exact. E, era dur dar drept, cum s-ar spune. Deci și ăsta era un semn, mă rog, nu era un semn foarte bun pentru Decebal, de fapt, da? Deci cel mai probabil știau amândoi cu cine are de-a face, adică unul cu celălalt. Nu mai mergea vraja aia cu glumițe de doi bani, cu doi obol pentru fiecare roman, cum făcea Decebal pe vremea lui Domitian. Asta voiam să spun, da, foarte bun, exact, așa sună citatul, ăsta este. Deci nici măcar soldații lui care erau înclinați către vanitate, către aroganță, nici ăștia nu mai dădeau dovezi din astea de nesupunere, da, pe vremea domniei sale, pentru că Traian avea calitatea astea să-i domine până la urmă și să-i stăpânească pe toți. Exact. Bun, bine că am pus contextul ăsta. Bun, deci cum ziceam, armata romană petrece foarte mult timp și columna, care nu are chiar de multe scene, petrece vreo 23 de scene pentru a explica cam cum oamenii ăștia construiesc castre, drumuri, poduri,
consolidează teritoriul ocupat. Sunt tot felul de desene. Deci asta, cum să vă zic, v-am recomandat la episodul trecut niște site-uri unde puteți să vedeți columna scenă cu scenă. Vă recomand să mergeți acolo să vedeți. Noi o să mai amintim niște numere de scene și atunci lucrurile o să fie un pic mai clare. Așadar, după ce este foarte mult pregătire, practic merge și pregătește foarte bine tot parcursul și asigură practic o cale de practic e până la urmă o treabă care ține mai degrabă de logistică. Își pregătește o cale de aprovizionare ca să fie sigur că nu o să aibă surprize în momentul în care se va întâlni cu inamicul și va trebui, de exemplu, să țină foarte multe asedii. Da? Și aia, asediile sunt niște lucruri care iau destul de mult timp, adică nu e de la sine înțeles și cumva dacii nu sunt naivi nici ei, în mod clar se pregătesc pentru niște asedii prelungite. Scena cu burii este foarte des asociată cu o scenă de pe columnă, scena nouă, unde e prezentat un călăreț barbar care cade de pe cal ținând ceva rotund în mână. Acum vreau să vă zic o chestie. Există o obsesie de a scoate din și noi avem acest defect. Există o obsesie de a scoate absolut toate informații și de a face toate corelațiile posibile între ce cuvinte avem scrise și ce avem desenat pe columnă. Sfatul meu este să fim un pic circumspecți. De exemplu, sincer, nu prea văd legătura între scena cu ciuperca adusă și scrisă cu litere latine că burii și alții aliați îl sfătuiesc pe Traian să se întoarcă și scena respectivă de pe columnă. Dar ar putea să fie în sensul că, nu știu, poate că Traian s-a supărat atât de tare pe ăștia care i-au adus mesajul respectiv, încât ăla a fost îngrozit și a căzut sub privirea magică a lui, a celebrului deja Chuck Norris de Roma. Deci, da, ceva de genul ăsta nu prea. Deci, n-aș vrea să intrăm în greșeala de a face toate conexiunile cele mai aiuristice doar pentru că e posibil că ceva rotund a fost pomenit de către Dio Cassius și uite, am văzut ceva rotund pe columnă, de ce aia e? Mie mi se pare cea mai relevantă, adică faptul că ăștia au venit cu mesajul, mi se pare mult mai important mesajul în sine și cine l-a adus. Că putea să fie pe ciupercă, pe iască, pe tăbliță, pe table de ceară, pe table de piatră, nu contează. Apropo, ăștia încă nu inventaseră hârtia. Hârtia se descoperă chiar în perioada asta, dar în China. Apropo de China, altă treabă, altă civilizație. De multe ori, în multe momente din universul ăsta, mult mai evoluată decât cea romană. Dar ăștia au venit pur și simplu cu un mesaj. Au venit în fața romanilor, bă, uite, asta înseamnă că Decebal până la urmă nu era singur. Înseamnă că mai avea niște aliați. Adică putem să, oricum, informațiile sunt generoase aici. Putem să marșăm pe destule dintre ele. Nu trebuie să, nu știu, să mistificăm acum orice formă din, și să rupem contextul în două. Deci las-o, frate, că e ciupercă, că e rotundă, că e ovală, să fie sănătoasă. Na, ideea e mesajul în sine. Da, exact. Deci de asta cumva, deci trebuie să avem în minte practic cele două desfășurări diferite care sunt sintetizate de Dio Cassius pe de o parte și desenate pe columnă pe de altă parte. Varianta desenată pe columnă, putem să zicem că este întotdeauna corectă, doar că interpretarea este întotdeauna sub semnul întrebării, pentru că nu avem un ghid real pentru acea reprezentare de pe columnă. Ghidul ar fi trebuit să fie de Bello Dacico al lui
comentarii de Belodacica lui Traian, însă nu a fost cazul să avem așa ceva. Următoarea scenă pe care o avem, așadar, înfruntarea de la Tape, este foarte des asociată cu scena numărul 24 de pe columnă, unde oamenii, unde se vede o înfruntare foarte serioasă între daci și romani. Nu se vede acel sacrificiu al lui Traian care merge și își rupe tunica pentru a le da ăstora bandaje, dar cumva ar trebui să, deci fiind prima bătălie majoră pomenită de Diocasius și de asemenea cam prima bătălie majoră pomenită pe columnă, deci singura de până acum, e foarte ușor să vedem de ce cele două sunt probabil același lucru. Faza cu bandajele, când Traian își rupe propriile haine pe care le face fâșii cu care își oblojește soldații, bă, a intrat, nu știu unde e, nu e, e adevărată, falsă, certe că a intrat deja în folclorul românesc. Eu am citit-o când eram mic la Dumitru Almaș, în cartea Povestiri istorice, da? E episodul ăsta în care îl vedem acolo pe Traian smulgându-și hainele de pe el, da? Asta cumva ca să vedem, ceea ce mai mult ca sigur că s-a întâmplat, să vedem că și romanii au suferit pierderi însemnate. Și cumva noi suntem extrem de mândri că, bă, ok, o să vedem ce se întâmplă, nu vreau să anticipez în urma bătăliei de la Tape, dar cert e că și romanii s-au resimțit foarte tare. Și până acolo, tot așa, nu o completare, dar din nou v-am spus, viziunea, adică fondul problemei înaintea formei. Deci, ca o recapitulare mică, deci o campanie războinică de amploarea asta presupune o pregătire și o logistică absolut impresionantă. Dacă vrei să funcționeze totul ca la carte, cum voia Traian, adică nu voia să aibă surprize neplăcute, îți vii cu 2-3 ani înainte, îți pregătești proviziile, îți pregătești hambarele, cum ai spus și tu, îți faci stocuri pentru câteva luni, poate chiar și un an, că nu știi ce se întâmplă. De fapt știi pentru că ai cartografiat, ai topografia foarte bine zona, știi că ai cetăți pe care trebuie să le asediezi. Un asediu durează mai multe luni, poate mai mulți ani chiar. Îți împarți armata în două, poate mai multe coloane, dar nu vrei să dureze o lună, două până treci Dunărea, frate, ia, fă trei locuri, stabilește trei poduri de vase, o treci prin trei locuri. Îți împarți flota în două, eventual, dacă bine, pe Dunăre existau deja două flote, da, cea mesiană în aval și cea din Panonia, Classis Flavia Panonica, aia din Amonte. Deși după ce meșterii lui Traian au finalizat canalul la navigabil, puteai să treci acum dintr-o parte în alta. Calculezi, foarte important, tot așa ai spus, bă, calculezi timpul de deplasare pentru fiecare coloană. Bă, uite, noi o luăm pe aici, voi o luați pe acolo, noi o luăm pe Berzobis, voi veniți pe Jiu, ne întâlnim aici, că ok, după ce se termină râurile astea, mai avem și un pic de teritoriu fără apă, vedem unde ne stabilim, unde ne întâlnim, adică trebuie să calculezi chestiile astea, timpul de deplasare, tot ca să faci joncțiunea la timp, asta zic. Da. Te asiguri, foarte important, te asiguri că știi terenul foarte bine, adică nu există populații adverse în zonă, nu există, tot ca să nu existe surprize, încă o chestie pe care am citit-o și mi se pare foarte logic. Mă uitam la castrele pe care le construiesc legionarii romani, că știți că legionarii romani erau soldații buni la toate, puteau să-ți facă și, nu știu, și țânțar și armăsar, puteau să le facă pe toate. Din 30 în 30 de kilometri, cam cât e marșul într-o singură zi, nu știu, 25, 30, 40, se construiesc castre de campare și de apărare. Faci un marș de 30 de kilometri, într-o zi te-a pus să construiești un castru frumos, da, cu o parte din soldați. Te duci cu restul armatei mai departe, ziua următoare mai faci un castru și tot așa o să vedem. Sunt vestigii arheologice de după cum s-a trecut Dunărea, din 30 în 30 de kilometri tot sunt niște caste din astea. În așa fel încât, foarte important, deci cum a gândit Traian sau cum cred eu că a gândit, bă, dacă nu mai poți să avansezi sau nu știu, nu mai ai, vine momentul campaniei în care nu poți să mai ai o atitudine ofensivă.
măcar să te poți replia și să poți rezista foarte bine și în defensivă. Și de-aia erau foarte bune castrele astea. Uh-huh. Ce mai faci în orice război? N-are legătură că sunt daci romani. Trimiți-i scoade tot timpul, trimiți soli, negociezi tot timpul. Uite și la faza cu Ciuperca, vin ăștia, negociază. Chiar dacă ești în ofensivă, chiar dacă ești în defensivă, chiar dacă ești în avantaj, chiar dacă ești într-o situație fără ieșire, tot timpul din negocieri poți să afli foarte multe despre inamic. Poți să afli modul în care ăsta, bă, dacă negociază mai tare, mai în ce poziție se află. Și tot felul de detalii din astea minore, vă spun, dar aparent neimportante, dar care fac diferența până la urmă, nu neapărat între victorie și înfrângere, sau bine, normal că e foarte importantă diferența între victorie și înfrângere. Din punctul meu de vedere, îți fac diferența între 10.000 de oameni de ai tăi morți și 2.000 de oameni de ai tăi morți. Una e să-ți moară, una e să nu fii pregătit și să vină ăștia cu avangardă să surprindă niște oameni, și alta e să te duci tot timpul pregătit. Na, și o să mai vin cu chestii din astea, pentru că ți-am spus, foarte tare. Deci ce se întâmplă e o campanie absolut delicioasă. Și în 101 și în 102 și bravo lui. O să vă spun de ce Decebal, de ce eu pe Decebal îl consider Hannibalul nostru, pentru că mi se pare un tip foarte, foarte isteț și foarte, foarte încăpățânat. Nu sunt doar lucruri bune, dar sunt de bine până la urmă. Bun, deci ce urmează după aceea? Aici urmează o cronologie foarte, foarte încurcată, pentru că noi de fapt avem o relatare care cel mai probabil se oprește undeva la sfârșitul anului 101. Nu avem relatarea campaniei din anul 102, cel puțin nu cu cuvintele lui Cassius Dio. Avem și aici e un pic complicat, pentru că mi se pare, deci eu cred că el spune și de anul 102, dar el nu-și dă seama că vorbește. Adică trebuie noi să ne dăm seama când trecem din anul 101-102. E foarte complicat, pentru că, de exemplu, vorbește de campania din deci columna desenează campania din 102, cea de iarnă. Campania de iarnă o desenează după scena care este asociată cu Fuscus, cu standardele lui Fuscus. Pe de altă parte, nu avem sincer cum să înțelegem dacă ceea ce pune aici Dio Cassius este identic cu ce apare pe columnă și dacă facem asocierile corecte. Așa că propunerea mea e în felul următor. Hai să citim următorul fragment din Dio Cassius și după aceea să povestim ce este dat pe columnă și să încercăm să vedem dacă într-adevăr facem asocierile respective sau nu. Pentru că aici, sincer, nu îmi dau seama care are dreptate și care nu are dreptate și cred că nu sunt singurul care este un pic zăpăcit de cap de ce se vede acolo. Cred că sunt mai mulți care sunt zăpăcit Și eu am fost zăpăcit de cap și tocmai de aceea am luat următoarea decizie. Să vă spun care e părerea mea în legătură cu desfășurarea faptelor. Super! Deci ești de acord cu planul meu să citesc până la următorul citat? 9. Să citești în continuare ce e pe columnă? Dio Cassius. Păi da, dar vreau să mă refer un pic la mesajul ăsta din partea burilor, să vedem cine au fost ăștia și ce spune până la urmă. Pentru că vedem din nou un motiv care se prea poate să-l fi deranjat pe Traian. Mm-hmm. Ne arată că dacii nu luptau singuri în fața romanilor. Mai aveau și alți aliați, cum spune și Cassius Dio. Pe acești buri, care, mă rog, erau un neam germanic, n-am auzit de ei până acum, dar noi am mai auzit în schimb de buri, erau un neam dacic și a nu se confunda cu burii, cu tribul dacic burii. Ăștia sunt niște neamuri germanice care stau pe teritoriul Slovaciei de astăzi, sau așa, erau cumva vecini cu daci în partea de nord-nord-vest. Uh-huh. Dar mai mult ca sigur, de aia spun, daci erau aliați și cu burii ăștia, și cu sarmații, și cu roxolanii, adică exact triburile împotriva cărora trebuia Decebal să lupte cu banii primiți de la romani. Asta spun. Deci e ceva nu bate aici, ceva nu pușcă, ca să spun așa. Și ceva nu pușcă. Da. Traian, evident că nu ține. El a venit omul Chitii pe treaba. A venit să îl bată pe ăsta. Nu? Și că, adică e foarte tare. Și Cassius Dio. Știi ce zice Cassius Dio aici?
dacă nu ia, ok, Traian îl sfătuie să se întoarcă, da, bă, să, hai să păstrăm pacea, dar normal că ăsta zice, bă, bine, hai, plecați de aici, dar el începe lupta. Mm-hmm. Deci Traian îi ignoră pe ăștia, își continuă înaintarea prin culoarul bistrei, da, porțile de fier ale Transilvaniei, adică tape, și încearcă cumva să spargă, adică să vină, să intre în depresiunea Hațegului din sud-vest. Mm-hmm. Aici, adică să se apropie de salba de cetăți dacice în frunte cu Sarmiș de Getuza din nord-vest. Asta este coloana principală. Aici nu știm dacă a făcut joncțiunea, pentru că eu mă îndoiesc că a făcut joncțiunea înainte de Tape. Eu cred că ca să ajungi la Tape, mai poți să vii și de pe Valea Jiului și o să vedeți de ce cred eu că Decebal face un pas în spate aici. Dar continuă cu următorul citat și vedem după aceea. Da. Zice așa Diocasius. Decebal l-a trimis soli, chiar și înainte să fie înfrânt. Nu pe bărbații cu păr lung, cu părul lung ca înainte, ci pe cei mai nobili dintre cei care purtau căciuli. Aceștia și-au lăsat jos armele și s-au aruncat la pământ, implorându-l pe Traian ca, dacă era posibil, să-i permită lui Decebal însuși să se întâlnească cu el, deoarece conducătorul lor promitea să facă tot ce i se poruncea, sau, dacă nu, ca altcineva să fie trimis pentru a stabili ce era de făcut. Au fost trimiși Sura și Claudius Livianus, prefectul, dar nu s-a rezolvat nimic, pentru că nici Decebal nu a îndrăznit să îi întâlnească personal, ci și el a trimis tot soli. Traian a cucerit niște munți fortificați, unde a găsit armele, mașinăriile de asediu și stindardul capturat pe vremea lui Fuscus. De aceea, dar și pentru că între timp Maximus îi capturase sora și ocupase o poziție bună, Decebal era gata să cadă de acord fără excepție cu toate condițiile impuse. Ok, deja ce spui tu acum, finalul are loc clar după bătălia de la Tape. Exact, mult după. Mult după bătălia de la Tape, corect. Dar eu vreau să mă refer la bătălia asta de la Tape. Hai să ne, acum, na, știu că am încercat să fugim de războaie și de așa, dar ce am înțeles eu din bătălia asta? Conform, adică știm acum cumva că a fost o victorie romană. Dar hai să vedem cum s-a întâmplat victoria asta. Până la urmă, na, oricum am răsturnat-o tot în picioare cad romanii și deci, na, dacii lui Decebal sunt așa un pic într-o rână. Ok, dacii au pierdut, dar este clar că romanii au pierdut foarte mulți oameni. Da. Probabil, mă gândesc tot așa, probabil nici nu aveau toate efectivele prezente la bătălie. Cel mai probabil, de fapt și mai probabil, nici nu s-au putut desfășura în voie pe teritoriul ăsta accidentat, că cumva Decebal nu degeaba și-a ales teritoriul ăsta. Dacii, bă, e foarte important aici, dacii se retrag într-o oarecare ordine. Chiar dacă au pierdut mai mulți oameni, romanii nu își continuă înaintarea, da? Intră cumva în depresiunea Hațegului, dar ce vreau eu să spun? Retragerea lui Decebal este mult prea calculată și ordonată, da? Eu aș pune-o, aici voiam să ajung, de ce ai spus, cu cealaltă coloană, aș pune-o mai degrabă pe seama unor alte corpuri de armată romane sau, nu știu, coloane, cum vreți să le spuneți, care veneau din est și din sud-est, adică de pe Cerna sau de pe Jiu. Uitați-vă la harta acum că e complicat să vă explic. Ca să nu fie înconjurat, ca să nu se trezească, să nu le pice în spate romanii, dar să nu vină ăștia nepoftiți, Decebal decide să se retragă. Dar foarte important, se retrage cu fața la inamic, nu cu spatele. Adică nu e pus pe fugă. Este o retragere, cum să spun, anticipată. E calculat planul ăsta. Că o să vedeți, Decebal e un tip foarte isteț. Are planul B dacă nu funcționează planul A. Are planul C dacă dă rateuri planul B și tot așa. De ce au câștigat romanii? De ce au câștigat romanii la Tape? Să nu uităm că raportul de forțe la începutul bătăliei era cam de 3-1 în favoarea romanilor. Și chiar dacă tu să spui, uite, eu am, să zicem, cea mai bună părere despre daci. Erau cei mai organizați, aveau cele mai fabuloase arme, erau cei mai rezistenți și așa mai departe. Adică poate i-au ținut, poate i-au ținut pe dușmani în formație contactă. Nu au dat în spate nici flancurile, era egalitate perfectă și în mijloc. În timp, și am mai văzut ce s-a întâmplat, și când se luptau legiunile lui Cezar cu cele lui Pompei, încep să-ți obosească oamenii. Își cedează o linie, încă o linie, încă o linie.
nu mai ai linii cu soldați odihniți, ăia care se retrag, deci tu trebuie să faci doi pași în spate, alții să vină să te înlocuiască, să își tragă sufletul și tot așa. Pe când ceilalți, romanii, da, aveau cum să se primenească, adică mereu veneau soldații cumva plini de energie. Asta e șmecheria, de fapt, atunci când ai mai puține trupe. Îți trebuie ori o strategie din asta cu care să-ți surprinzi complet inamicul, cum făcea Hannibal, nu știu cum naiba reușea, deci îi zăpăcea pe romanii aia, deși aparent luptau cumva așa, unul la unul, dar nu știu, reușea să-i învăluie cu cavaleria, făcea niște minuni pe acolo, ori îți trebuia o anduranță superioară, adică dacii să fie mult mai bine pregătiți și să nu obosească, să obosească mai greu decât romanii. Și sincer să fiu, cu toată dragostea acum, nu cred că era cazul lui Decebal, adică nu știu dacă dacii erau chiar mai bine pregătiți decât romanii. Și până la urmă oricum s-ar fi retras, adică și dacă nu veneau trupele romane din alte părți, tot romanii continuau să preseze, să împingă și până la urmă, ca să nu cedezi, ca să nu te prăbușești, trebuie să te retragi un pic, să faci un pic de spațiu. Așa funcționează bătăliile astea. Și na, asta voiam să... Deci asta a fost bătălia, parte în parte, foarte tari. Deci la fel, v-am spus, la fel ca... A fost o victorie pirică, dacă mă întreb pe mine. Exact cum a câștigat și Tetus Iulianus, n-a putut să se bucure foarte tare de victoria aia. Pentru că, exact, de fapt, n-a câștigat nimic. N-a cucerit nicio cetate. A cucerit doar un loc, o intrare către nucleul cetăților lui Decebal. Atât a câștigat deocamdată la bătălia asta, Traian. Bine, și intrările astea sunt foarte importante. Ce este clar e că după această bătălie urmează niște negocieri de pace. Și avem o problemă majoră, pentru că, iarăși, sunt în următorul fragment, cel pe care l-am citit deja. În următorul fragment din Dio Cassius sunt puse două episoade care sunt foarte des asociate cu niște scene care intervin chiar acum pe columnă. Scena 25, unde vedem zidul unei cetăți dacice cu un șir de pari în care sunt fixate cranii umane și lângă ele un vexilum roman. Și lumea zice, băi, ok, asta s-ar putea să fie chiar recuperarea steagului lui Fuscus. Steagul lui Fuscus care fusese capturat pe vremea lui Domitian, când a fost omorât și Fuscus, după cum am povestit. Și prin pacea cu Domitian, Decebal restituise doar o parte din arme și prizonieri și e posibil ca în timpul asediului cetății daci să fie executat prizonierii romani și să-i fi pus acolo drept cumva drept amenințare pentru cei care îi asediau. Este un pic mai ciudat. Scena solilor iarăși este cumva asociată cu scena 28 și mulți suspectează că scena 30, unde apare și o femeie și cred că este una din puținele femei care apar pe columnă, ar fi scena deportării surorii lui Decebal, dar nu avem de unde să știm. Deci efectiv sunt doar suspiciuni, pentru că povestea lui Dio Cassius se termină aici, numai că războiul în mod sigur nu se termină aici. În sensul că o să vedem, așa cum este trecută povestea pe columnă, lucrurile arată un pic diferit. Și aici cumva Sergiu a mai pus sub semnul întrebării capacitatea lui Dio Cassius de a păstra o cronologie. Aici avem dubii foarte mari în legătură cu cronologia, mai ales că aici nici măcar nu vorbim de scritura lui Dio Cassius propriu zis. Este un rezumat care a ajuns la noi și acesta este un rezumat practic pe sărite. Nu avem de unde să ne dăm seama cât s-a sărit, ce s-a sărit și dacă chiar și cronologia lui Dio Cassius, cea originală, s-a păstrat. Bă, să știi că Dio Cassius mai presară fără voia lui niște nestemate pe care dacă știi să le scoți fără să te murdărești de
noroiul porcesc, ești, mă, ești norocos. Deci el spune așa, da, trimite soli chiar înainte să fie învins, nu dintre cei cu plete de data aceasta, dar ca mai înainte, ca mai înainte, și dintre cei care purtau căciulă, da? Deci până la urmă se hotărăște Decebal, ok, am luat bătaie, mă hotărăsc să le trimit romanilor o delegație formată din nobili, din oameni importanți, da? Adică Pileati, dar nu Comati, ăia, da? Ceea ce mi se pare extrem de logic, că nu trimiți la Traian niște nei ca nimeni. Trimiți oameni cu greutate, în primul rând îți arăți respectul față de adversar. Bă, m-a bătut până la urmă, hai să nu fiu chiar așa de dobitoc. Că până la urmă, dar ce, cum adică ca mai înainte? Adică în ce condiții ai trimite tu Comati într-o delegație oficială, cum spune Ocasius, eu că s-ar fi întâmplat mai înainte? Adică nu știu, mi se pare... E interesant, poate că totuși oamenii care s-au dus acolo cu un mesaj, bă, întoarce-te, poate că ea nu erau buri, poate așa, că da. erau daci. Poate că la un moment dat, asta spun, Decebal poate era atât de încrezător în șansele lui, încât și-a permis din nou, cum a făcut și cu Domitian, să-l ia, peste picior chiar și pe Traian. Mă gândesc, bă, am trimis niște nei ca nimeni, ăștia l-așteptau cu Sura și cu Livianus, acolo erau numărul 1 și numărul 2. Să cadă la pace, la o înțelegere, era prefectul gărzii pretoriene și mâna lui dreaptă și ăsta trimite niște nei ca nimeni. Bă, pana mea, na. E clar că povestea asta este mult mai nuanțată, nu? Da, problema e că, vedeți, s-au întâlnit. Decebal ia bătaie, dar din nou nu este o înfrângere decisivă nici pe departe, pentru că în urma tratativelor de pace nu se ajunge la niciun consens. Adică și Cassius Dio spune după aia, da, ok, Decebal n-a îndrăzit să se întâlnească cu aceștia, a trimis pe alții în locul său, nu contează că tărăgăne, că nu tărăgăne. Traian știa că acum urmează cea mai grea parte a campaniei. Acum urmează, vin pozițiile fortificate din munți, aici unde găsește și arme și mașini de război. Ca să iei standardele lui Fuscus, trebuie să cucerești cel puțin o cetate. Problema este că eu tot așa am stat și am calculat așa ca bătrânul dascăl. Bă, deci ăsta a ajuns în Dacia prin aprilie, pe la sfârșitul aprilie, a trecut Dunărea, probabil l-aștepta podul de vase deja acolo, dar na, dacă din 25 martie pleacă de la Roma, sfârșit de aprilie, bătălia de la Tape, nu știu, undeva prin iunie, iulie poate a avut loc, a început asediu cetăților, nu știu, a intrat în defileu și așa cât l-au mai hărțuit dacii, poate prin septembrie a început și eu zic că dacă prin octombrie, noiembrie nu a cedat cetatea asta unde se aflau standardele, Traian deja a sunat retragerea, pentru că știm că legionarilor nu le plăcea să lupte iarna în sandale, în tunică și în togă. Eu am o altă idee. Deci cel mai probabil după victoria de la Tape, atât de greu obținută, ăștia au intrat în depresiune și și-au făcut cel mai probabil niște întărituri pe acolo. Corect. Au ocupat și după aia, probabil așa cum ziceai și tu, septembrie deja începe să fie vreme defavorabilă, în mod sigur neplăcută în munții. În munții Hațegului, în munții Orăștiei. La peste 1000-1500 de metri, să nu uităm. 1000-1500 de metri, nu e deloc plăcută vremea, nu e deloc plăcută situația. Cel mai probabil, în timp ce aveau loc negocierile de pace cu nobili care purtau căciul, cu nu știu ce, în timp ce se întâmplau toate lucrurile respective, foarte probabil că și-a întărit cetățile și după aceea a așteptat practic făcând un fel de asediu generalizat, adăugând, să zicem, un factor de stres asupra inimii regatului dac, dacă e să zicem așa. Practic el rămâne în zonă ca un ghimpe, mult mai aproape decât fusese vreodată Imperiul, dar cumva, Imperiul Roman de cel dacic, dar cumva păstrându-și lanțul de aprovizionare către Viminaciu, de unde știm că avea castruri din 30 în 30 de kilometri, poate chiar mai des, și avea o linie de aprovizionare asigurată. Cel mai probabil și-a menținut acea linie de aprovizionare, cel mai probabil a menținut Tape,
trecerea corect, prin tape și, și a asigurat lucrul ăsta. Și au intrat într-o stare inconfortabilă de asta ca un fel de asediu. Numai că e clar că dacă vine septembrie, poate chiar octombrie, nu prea mai vrei să lupți în condițiile respective, pentru că tu ca atacator o să-ți pierzi trupele fără nicio problemă. Și atunci trebuie să faci până la urmă ce făcea și Cezar, și anume ok, lupta, dar după aia își făcea taberele de iarnă și ierna. Cel mai probabil, după întreruperea ostilităților din Dacia la sfârșitul campaniei din anul 101, Traian și-a dispus trupele pentru iernat. O mare parte au rămas în munții Orăștiei, restul au fost distribuite la castrele construite pe timp de vară, cei care îi așteptau. Avem ce ne-a povestit Dio Cassius, poate asociat cu, cu ce este scris, cu ce este scris pe columnă, ce este desenat pe columnă. Iarăși am ceva dubii în legătură, adică nu știm sigur că, de exemplu, că scenele următoare, scenele de care povestește Dio Cassius și care probabil sunt cumva destul de aproape de finalul războiului, sunt mai degrabă niște scene care sunt desenate mult prea devreme în timpul conflictului. Sau, efectiv, poate ne lipsește un fragment foarte serios din scrierile lui Dio Cassius și nu avem decât niște rezumate care nu îi fac deloc cinste materialului scris de Dio Cassius, știi? Bă, și eu sunt de părere asta, ți-am spus că sunt prea multe virgule și mie mi-a dat cu virgulă, cu punct și virgulă. Sunt două chestii aici totuși de care m-aș lega. Așa. E interesantă și e și intrigantă chestia asta cu standardele. Uh-huh. Adică pentru daci, Agvila aia nu reprezenta mare lucru. În schimb, pentru romani reprezenta foarte mult și bă, mă gândesc că poate ar fi obținut Decebal condiții mai bune la negociere dacă le-o dădea romanilor de bună voie, adică în tratativele aia de pace, dar fără să aștepte să o ia romanii cu forța, că Dio Cassius ne spune că ăștia au intrat în cetate și pur și simplu le-au șparlit steagurile. Acum, nu știu ce să zic. Pe de altă parte, foarte important, foarte important, deci tu ai zis că vine ăsta Maximus, da, vine guvernatorul meu este inferior. Ăsta în 103 o să vedem, ajunge chiar coleg de consulat cu Traian, tot așa, pentru că a avut un rol foarte important, determinant chiar în această campanie. Ocupă ăsta o poziție puternică, da, o capturează pe sora lui Decebal și zice ăsta după aceea, da, că Decebal amână momentul, da, pentru a beneficia de o perioadă de respiro, la la la, cu maximă reluctanță, cumva s-a angajat să predea armele, mașinile de război și inginerii și să înapoieze dezertorii și ce mai face el. Dar din nou, e foarte interesantă mențiunea asta cu dezertorii. Gândiți-vă, deci logic, ca să -ți dezerteze niște oameni din tabăra ta și să treacă de partea inamicului, bă, ar trebui ca ăștia ori să considere că inamicul are o șansă importantă de a câștiga. Deci cumva existau soldați romani sau, mă rog, din tabăra romanilor care ar fi pariat pe Decebal în confruntarea asta. Mi se pare o nuanță interesantă, da? Deci... Hai să citesc și jumătatea cealaltă de fragment. Ok, corect, corect, da. Deci ziceam așa, că Decebal era gata să cadă de acord fără excepție cu toate condițiile impuse. Nu avea de gând să-și respecte cuvântul dat, ci voia să obțină doar un repaus de la înfrângerile care se țineau lanț. Așa că, fără tragere de inimă, a fost de acord să-și predea armele, mașinăriile și inginerii, să dea înapoi dezertorii, foarte important, să dea înapoi dezertorii, să demoleze forturile și să se retragă din teritoriul capturat. Din teritoriile capturate de romani, bănuiesc. Că dacii n-au capturat nimic. Da, adică eu așa înțeleg, să se retragă din teritoriile cucerite de romani, eu așa înțeleg. Adică păi da, dacă erau deja cucerite de romani, de ce să, adică cine să mai retragă de acolo, că erau deja cucerite, adică cine? Păi în urma păcii poate erau un desert, nu știu, așa cum au pacificat, așa cum au făcut ăștia, în Muntenia, de exemplu, că o să vedem cât de importantă e chestia ta. Ține minte că în Muntenia și în Oltenia era o zonă cumva aproape demilitarizată sau destul de vag
locuită în perioada asta. Au avut grijă romanii de la Elius Catus până la Silvanus să tot, mă rog, să tot transmute oameni de acolo, 50.000, 100.000 și așa mai departe. Și mă gândesc că și acum, nu știu, când s-au retras ei, în fine, dar zi, continuă cu citatul așa. Și mai vezi. Așa, să dea înapoi dezertorii, să demoleze forturile și să retragă din teritoriul capturat, ba chiar și să aibă aceiași prieteni și dușmani ca romani. A promis să nu găzduiască dezertori, nici să nu ia sub comanda sa soldați din Imperiu. Deci, insist, este atât de mare. Deci, în niciun alt conflict nu avem atât de multă insistență pe soldați romani. Exact. Așa, nici să nu ia sub comanda sa soldați din Imperiu, pentru că își formase cea mai mare și mai bună parte a armatei sale, convingând oameni din teritoriul roman să îi se alăture. Și el a trimis soli în această privință către Senat, astfel încât pacea să fie stabilită prin acea instituție. După încheierea înțelegerii, împăratul a părăsit tabăra de la Sarmizegetuza, lăsând în urmă carnizoane pe restul teritoriului, apoi s-a întors în Italia. E clar că chestia asta n-are cum să se întâmple în anul 101. Deci Cassius Dio grăbește lucrurile în mod nejustificat. Da, deci aici cumva lucrurile sunt... Aici le dă pe repede înainte, omițând ce se mai întâmplă pe un alt teatru de război. Chestia asta pe care o spune, eu zic că se întâmplă în 102. Posibil... Deci ultima negocierea finală dintre Decebal și Traian, în care ăsta vine, cucerește, îți spun, n-avea cum să ajungă într-o postură atât de bună, n-avea cum să cucerească toate cetățile. Deci toate chestiile astea pe care le spune Cassius Dio acum se întâmplă în următorul an, când Traian, după iarna în care vedem ce se întâmplă, reia ofensiva împotriva dacilor. N-are timp fizic să facă toate chestiile astea. Chiar dacă îi dezertează, chiar dacă ți-am spus, se mai întâmplă niște chestii iarna aia. Adică, asta spun, bă, poate victoria romanilor nu a fost mereu a sure thing. Adică nu a fost mereu o chestie 100% sigură și de aia și mulți dezertori. Deci, atenție, vorbim de dezertori, nu vorbim de prizonieri. Sunt oameni cu liber arbitru care decid ei de la sine putere, bă, ia să mă duc în tabăra lui Decebal, nu contează de ce, poate sunt tratat mai bine, poate câștig războiul, poate, nu știu, sunt oameni. Nu că sunt oameni, cea mai importantă parte a armatei, cea mai valoroasă parte a armatei lui Decebal provine cumva din cei care ar fi trebuit să lupte de partea lui Traian. Exact. E fabulos. Nu știu ce Cassius Dio aici, săracul, cred că, bă... Deci lucrurile aici sunt foarte ciudate, pentru că următorul fragment ce urmează în povestea lui Dio Cassius și din punctul nostru de vedere primul război dacic se termină aici. Zice așa: când solii de la Decebal au fost aduși în senat și au depus armele și au împreunat mâinile așa cum fac prizonierii, apoi și-au spus umil rugămințile. Astfel au obținut pacea și și-au primit înapoi armele. Traian a sărbătorit un triumf și i s-a dat titlul de Dacicus. A ținut concursuri de gladiatori care plăceau în mod deosebit și a readus spectacolele de pantomimă, fiind îndrăgostit de Pilades, care făcea parte dintre dansatori. Însă, spre deosebire de ce te-ai aștepta de la un om cu o fire războinică, nu s-a preocupat mai puțin de administrația civilă și nici nu a evitat să împartă dreptatea. Dimpotrivă, a judecat procese ba în forumul lui Augustus, ba în porticul Liviei, cum i se spunea, ba deseori și în alte tribunale. Acum, foarte important, știm când i s-a dat titlul de Dacicus. Titlul de Dacicus i s-a dat de-abia un an mai târziu. Exact. Deci treaba asta... Deci materialul pe care ni-l pune nouă la dispoziție Dio Cassius, scris, s-a terminat și nu înțelegem din el foarte multe. Așa că ce ne rămâne este practic divinația necesară de a interpreta desenele de pe columnă și să vedem ce reușim să desprindem din ele, nu? Că până la urmă ăsta este materialul care ne-a mai rămas. Deci, în primul rând, este foarte greu, hai să nu folosesc un cuvânt mare, să nu spun că Traian era ubicu. Uh-huh. E aproape imposibil ca Traian să fie la final de campanie din 101 în Dacia,
Exact, să se ducă după aia repede în Roma, să fie făcut, să triumfuri și nu știu ce, și după aceea în ianuarie, februarie să ajungă la Adam Plissi și unde, adică e foarte greu. Problema e din ce an avem primele monede pe care apare scris Dacicus și avem clar în anul 102. Asta spun, deci n-avea cum să se întâmple chestia asta în 101. Deci nu, el, pacea asta, și ți-am spus, este imposibil, n-ar fi acceptat Decebal. Bă, nu mai cuceri nicio cetate, ok, te plimbi pe la mine prin teritoriu, stai tu liniștit acolo, că oricum societatea noastră este una autarhică, este una de tip falangster, din ăsta, ne producem tot ceea ce consumăm, n-avem nevoie să importăm de la voi, mai avem și platoul Transilvaniei deasupra pe care nu ni l-ați cucerit, stai tu acolo la tape, lasă, stăm noi față în față, deocamdată n-ai făcut nimic, n-ai cucerit nicio cetate, stai liniștit, exact. N-avea niciun motiv Decebal pe care ni-l cumva ni-l creionează Cassius Dio ca pe un tip foarte dârz, foarte încăpățânat, care nu renunță cu una, cu două, care nu cedează niciodată, așa pur și simplu, că au venit ăștia până la tape și și-au scos capul de după un copăcel să se sperie și să facă pace. Nu e așa de simplu, plus că se duce în fața Senatului, adică bă, delegație din partea dacilor s-a dus acolo, adică durează chestiile astea, nu se fac așa, nu știu, stă senatul, deliberează, știm cum erau senatorii, că erau alți regi care stăteau o lună, două, trei până erau primiți în audiență la senat, adică tot felul de chestii din astea, exact. De asta spun, prea e pe repede înainte ce spune Cassius Dio aici, sigur exact. Lipsește un pasaj. Deci în mod sigur ne lipsește ceva. Ce se mai întâmplă este că ni se confirmă și printr-o inscripție de la Epidaurus, ridicată la câțiva ani după victoria împăratului Traian în Moesia Inferior, despre care o să vorbim un pic mai încolo. Este o inscripție unde apare Autocratos, Nerva, Traianus, conducătorul, bla bla. Numai că îi lipsește supranumele Dacicus, ceea ce înseamnă că există un moment în care Traian a câștigat o victorie asupra barbarilor, dar în care nu primise încă numele de Dacicus. Numele de Dacicus este acordat de către Senat la sfârșitul anului 102, cel mai probabil odată cu triumful. Și triumful este acordat așadar. Ne lipsește un fragment foarte important îndelung din Dio Cassius. În schimb, noi avem foarte multe scene de pe columnă care ne arată un pic că lucrurile nu stau chiar atât de simplu. Și începem, de exemplu, cu scena deci, cum ziceam, din episoadele pe care le cunoaștem, exegeții columnei, cei care studiază columna, au cam stabilit. Ok, scena 25 de pe columnă ne arată pe zidul unei cetăți dacice un șir de par cu cranii umane și un vexilum roman. Acum, asta este, deci informația pe care ne-o transmite Cassius Dio este că ar putea să fie steagurile lui Fuscus. Eu am o altă idee, având în vedere insistența pe dezertori, pe soldați romani. Cum ar fi ca ăla să fie o cetate apărată de trupe romane? Că n-ai de unde să știi dacă nu cumva lucrurile așa stau. Poate este o facțiune rebelă care luptă contra lui Traian. Nu o să mă hazardez, că nu sunt fan Star Wars, să zic că rebeli înseamnă că întotdeauna au dreptate, dar ar putea să fie la fel de bine. E drept că noi nu vedem acolo, ok, ce este dincolo de ziduri. Nu vedem decât vexilum roman și atât, știi? Steagul ăla roman. Da, bă, nu e exclus. Nu este exclus însă, da? După care avem scena solilor, care este scena numărul 28. Scena 30 este scena deportării surorii lui Decebal. Cel puțin universal s-a cam acceptat că asta ar fi interpretarea. Nu avem de unde să știm sigur, iarăși foarte important. Locul întărit
unde se întâlnește cu așa, cu Vexilum Roman și cu ăstea, sau locul întărit pe care îl cucerise Marcus Laberius Maximus este cel mai probabil cetatea de la Costești, dacă e să ne luăm după Constantin Daicoviciu, sau cea de la Tilișca, dacă e să ne luăm după Adrian Daicoviciu, care e, mă rog, deci aici se bate. Dacă nici o familie nu s-a pus de acord, exact. Exact, deci, bine, acum Adrian Daicoviciu are mai multe șanse să aibă mai multă dreptate, pentru că are mai multă informație la dispoziție. Deci, cumva, suspectez că Adrian Daicoviciu are mai multă dreptate în privința asta. După aceea, pe scena 31, vedem ceva, o schimbare foarte interesantă, și anume vedem o traversare a Dunării, cel mai probabil, a unui râu mare, dar a Dunării. Dar caii sparg podul de gheață și cel mai probabil mare parte din cavaleria dacică este pierdută, dar rămân pedeștri. În scena 32 vedem cavaleria roxolană, deci sunt niște călăreți care au tot corpul și caii sunt acoperiți cu armuri de solzi. Sunt desenați așa cu niște solzi. Și cel mai probabil, ei sunt interpretați ca fiind niște catafracți armați. Niște catafracți armați, practic, asta este cavalerie grea. Este, caii sunt îmbrăcați în armură, sunt niște cai foarte solizi, călărețul e practic cel mai apropiat, să zicem, cea mai apropiată unitate de luptă de tancul modern. Catafracția aia sunt foarte solizi, tragi cu arcașii în ei, nu prea, na, trebuie să nimerești, e greu să nimerești. Deci aveau o forță de pătrundere mare, dacă atacau așa. Da, o forță de pătrundere mare. Deci pe vremea aceea, dragii moșului, ca să înțelegeți așa ăștia, că și noi suntem iarna acum, ne place să stăm mai pe lângă sobă, mai punem un lemn pe foc, dar Decebal nu era așa. Nu, încă nu fusese pătruns așa de viermele ăsta al confortului, cum suntem noi pătrunși acum. Decebal, generalii și aliații lui ticluiau planuri menite să schimbe soarta războiului. Exact. Și acum Dorin ne povestește despre ce planuri o fi vorba oare. Nu e așa că ardeți de nerăbdare să vă spunem? Stați alături de noi și vom reveni după publicitate. Nu, glumesc, nu avem pauză de publicitate pentru că nu avem publicitate. Nu, da. Exact. Apropo, deci cum se face trecerea asta de la 101 la 102? Că e foarte interesant. Din nou, care era starea de fapt? Ce voia până la urmă Decebal? Adică ce urmărea el? Ce intenționa poetul? Ce zicea Eminescu aici? Deci dacii, am stabilit asta, aveau încă majoritatea cetăților, majoritatea covârșitoare, chiar dacă mă întreb pe mine, pierduseră poziția strategică de la Tape, alte câteva forturi, e ok, da? Castre, puncte de observație întărite erau ale romanilor pe teritoriul Daciei, dar foarte important, grosul armatei lui Traian era în Banat, da, majoritatea, și o parte în Oltenia, ceea ce înseamnă că provincia Moesia Inferior rămăsese oarecum descoperită. Așa că ce s-a gândit Decebal? Bă, foarte isteț. Bă, hai să atac garnizoanele astea de pe linia Dunării și poate îl determin pe Traian să-și disloce o mare parte din armată, să-și cărăbănească poate toată armata, pozițiile lui din munți rămân descoperite sau, mă rog, rămân slăbite și atunci pot să-l resping și de acolo. Bă, nu-i rău, nu-i rău. Ceea ce și face. Adică ideea în sine, dacă ar fi reușit, bă, mi se pare genială. Adică, mă rog, nu e chiar genială, dar... E discutabil dacă a reușit sau nu. Ok. Noi, ca informație, nu avem decât propaganda imperială. Corect, să ne fie corect. Clar. Dar altceva voiam să spun, că ai zis tu de armurile alea. Seamănă un pic, dacă, nu știu, pentru cunoscători, poate o să vorbim cândva și despre echipamentele astea de luptă ale dacilor și romanilor. Armura aia catafractarilor, armura aia solzoasă, nu e tot timpul făcută din zale sau din fier, mai e și dintr-o piele din aia întărită. Seamănă un pic cu lorica segmentata, adică aia e o armură tipică pentru romani.
Ideea e că ăștia trec Dunărea, o Dunăre care nu e așa de înghețată, din păcate. Adică era înghețată doar la mal și la mijloc nu era podul ăla de gheață. Și cum ai spus și tu, cai ăștia cu călăreți foarte grei se prăbușesc. Dar, bă, ce am văzut? Hai să spun, sunt nemulțumit de interpretarea istoricilor care spun că cei care purtau armuri foarte grele au murit. Și foarte mulți au murit și foarte mulți au murit că nu știu ce, că n-au avut. Ca să mori înseamnă că, bă, nu știu, n-ai avut timp să le scoți, da? Și nu cred că poți să noți fiind atât de grele, da? Deci dacă ai armuri ușoare, mă gândesc că ajungi la mal, poți să noți. Sunt desenați pe dești, deci cumva, ok, moare cavaleria în sensul că le mor cai. Păi asta spun, deci nu s-au, e o diferență mare, nu s-au unecat, s-au scufundat. Între scufundare și nec e o mare diferență. Eu mă gândesc tot așa, deci logic, răspunsurile în istorie sunt logice, Dorine. Deci catafractarii ăștia roxolani, eu nu cred că erau atât de idioți încât să nu fie conștienți de riscul crăpării gheții. Ceea ce înseamnă că aveau un mecanism din ăsta pentru numele Dumnezeu. Bă, poți să scapi de armura asta în 15-20 de secunde, adică nu te duci ca bolovanul la fund. În timp ce te scufunzi, ok, îți cade calul sub tine, asta e, ai pierdut un cal, dar măcar să nu pierzi și călărețul, că vorba aia, au ieșit pe drește, au intrat călare și au intrat pe 6 picioare, pe 4 picioare, au ieșit pe 2. Adică ai timp totuși să o dai jos. Eu spun doar cum mi se pare logic, e o supoziție, dar... Mă gândesc că oamenii ăștia, v-am spus, sunt antrenați, adică știu ce se întâmplă, care e situația din teren și nu se aruncă așa cu, bă, își pun dita mai armura de 50 de kg pe ei și se aruncă în valurile Dunării, că n-are logică. Da, e de asemenea foarte posibil ca trecerea Dunării să se facă prin niște locuri unde Dunărea este mult prea lată pentru... sau... cine știe, știi, poate e ceva de genul ăsta, adică nu trec neapărat printr-un loc prin care ar fi trecut în mod tipic, știi? Corect, cu asta pot să fiu de acord și locul unde se crede că au trecut catafractarii ăștia e un loc unde singura șansă și, mă rog, cealaltă coloană a dacilor care vine după aceea mai aproape cumva e prin insula Marea Brăilei, unde Dunărea se împarte în mai multe brațe și atunci cumva dacă treci fiecare braț în parte e mai mică întinderea de ape. Dar așa să păi Dunărea, sunt porțiuni unde Dunărea are și jumătate de kilometru, și adică e foarte, foarte lată. Asta zic, da, deci aici este iarăși posibil să se întâmple chestia asta, deși, na, evident, atacul ăsta depinde și de condițiile atmosferice. Poate a fost o iarnă mai blândă și înghețul nu a fost atât de decisiv. N-avem de unde să știm lucrurile astea. Deci este clar că au ceva dificultăți la traversare. Este sugerată și o joncțiune între trupele dacice și trupele roxolane prin faptul că cel puțin teoretic acea armură cu solzi este asociată cu sarmații roxolani, ceea ce s-ar putea să fie corect, s-ar putea să nu, n-avem de unde să știm, poate că totuși a reușit să folosească de alianțele lui Decebal și să cheme trupe roxolane în ajutorul lui. E posibil, cumva n-avem de unde să știm lucrurile astea. Ce știm însă este că acolo unde acum este un loc pe care îl numim Adam Clisi, are loc o primă luptă, da? Și acea luptă, stai să vedem. Nici măcar nu contează, Dorine, acum că a fost prima, că a fost, unii zic că aia de la Nicopolis Adnistrum a fost prima, că au încercat catafractarii mai întâi să spargă și să se ducă cumva în provincia Macedonia, n-au reușit cumva, garnizoanele romane au rezistat și cumva dacă ar fi fost ăștia destabilizați, veneau dacii cu sarmații aici pe la Adam Clisi cu grosul armatei. Deci aia a fost cumva o avangardă și asta a fost altă bătălie cu grosul armatei. Dar nu contează, că n-avem cum să știm. Știm doar că la Adam Clisi, și asta este o poveste un pic mai lungă, așa că de ce nu? Suntem la podcastul de istorie, stăm un pic să digerăm și această poveste. Adam Clisi este un monument
ridicat în cinstea soldaților pierduți în luptele cu barbarii. Acum, și cumva acolo se sugerează că ar fost barbarii trimiși la inițiativa lui Decebal. Cumva Decebal este pomenit pe unul din una din inscripțiile de la găsite la Adam Clisi. Foarte important, Tropeum Traiani, așa cum arată acum, nu este neapărat așa cum arăta acum 100-150 de ani trofeul de la Adam Clisi. Adam Clisi, în primul rând numele, de ce se numește așa? E un nume provenit din turcă, este casa lui Adam, asta înseamnă Adam Clisi. Și era practic o clădire foarte mare sau o chestie care probabil era dărâmată de timp. Și practic turcii i-au dat numele ăsta, că în turcă, ok, Adam Clisi, casa lui Adam, în turcă, ok. Deci ei cumva i-au dat numele și înțeleg că restaurarea monumentului s-a făcut practic un monument din toate metopele, toate fragmentele de inscripții și toate desenele care s-au găsit în zona respectivă, cu excepția două care s-au pierdut în Dunăre în momentul în care le-au transportat spre București, dar asta e o altă discuție. Și practic este o interpretare, hai să zicem, interesantă, fantezistă, dar nu știm neapărat. Deci poate este o interpretare modernă a intenției inițiale a monumentului ridicat de către Traian. Deci nu cred sau nu există dovezi că monumentul de la Adam Clisi ar fi arătat așa. Dar așa arată acum, cum îl știm, că cumva avem imaginea cu o chestie rotundă, o bază rotundă mare, după care avem un trunchi foarte, foarte, foarte scurt și după aceea mai avem o bază rotundă mai mică care simulează așa ca un fel de mini columnă pe care e pusă o statuie care probabil vrea să fie sugerată a fi statuia lui Traian. În sprijinul afirmației tale, Dorine, poți să spun atâta. Mai există un singur, nu știu, mausoleu, tropeu, numiți-l cum vrei, mai există un vestigiu similar arheologic din perioada aia care să arate atât de bine? Vă spun, nu mai există. Și atunci, normal, e legitimă întrebarea ta, bă, e foarte probabil să fi fost reconstruit, recondiționat, ranforsat și așa mai departe, mult timp după aceea. Dar motivul pentru care, deci asta s-a întâmplat chiar în anii 60-70, deci să nu din 1960-1970, deci să nu credem că e o chestie care s-a întâmplat foarte pe la 1700 sau nu, asta este o construcție recentă. Asta trebuie înțeles. Deci Tropeum Traiani este o reinterpretare modernă. Corect. Deci nu, adică nu, poate există mai multă informație, din păcate, adică nu din păcate, dar cumva corect, nu se acordă aceeași atenție Tropeum Traiani așa cum se acordă columnei, da? Pentru că lucrurile, mai puțin informațiile conținute pe Tropeum Traiani, metopele sunt reale, deci fragmentele respective sunt acolo, însă nu știm exact cum ar fi trebuit să arate acel monument. Bănuiesc că este o reproducere studiată, gândită. Dar așa cum am vorbit și despre stâlpii ăia puși la înălțimi diferite în cetatea Sarmisegetuza, care acea imagine ne-a intrat în conștiința națională, dar înălțimea acelor stâlpi nu înseamnă absolut nimic. La fel și Tropeum Traiani este un monument care a intrat în
în psihicul românilor, dar care trebuie să avem un pic de reticență față de felul în care arată. Nu știm dacă așa arăta tropeul între ani și tot așa. Deci, ca să nu ne pierdem în detalii foarte, mă rog, mai mult sau mai puțin importante, cu ce am rămas, adică ca să extrag un pic esențialul pentru mine. S-au bătut romanii cu dacii din nou, Traian a reușit să-și aducă trupele esențiale să vină și el, până la urmă a fost din nou o bătălie extrem de sângeroasă. Aici, da. Ok, deci foarte important. Deci acum am explicat un pic ce cu, cu Adam Clisic, cu trofeul în sine. Dar trofeul respectiv știm că a fost ridicat pentru a, pentru a pomeni pierderile suferite de Roma într-o bătălie foarte importantă în acea zonă. Deci ăsta e motivul pentru care a fost aleasă acea zonă. Nu putem să știm de exemplu și de care sunt posibilele scenarii. Da? De exemplu, trupele astea dacice și, și sarmate, sarmate roxolane sau au făcut jomțiune aproape de Adam Clisi și poate că acolo era staționată o legiune romană care nu s-a așteptat la acest atac. Ăștia au venit, i-au omorât pe toți. Nu este imposibil. Dar n-avem de unde să știm, să știm povestea asta. Sau nu i-au omorât pe toți, dar au omorât o mare parte. E foarte probabil, e foarte puțin probabil, vreau să zic, e foarte improbabil să fi fost o legiune acolo, pentru că la câte legiuni erau în tot imperiu și la câte legiuni a transbordat, a cărăbănit Traian în Dacia, imperiul a rămas aproape neapărat. Am mai povestit în episodul trecut, a rămas periculos de neapărat. Doar niște trupe, nu știu, așa, niște garnizoane istovite. Ok, dacă spui tu că o fi fost niște trupe neregulate, garnizoane, nu cred că era chiar o legiune întreagă. Da. Dar cert e că într-un fel sau altul romanii au pierdut foarte mulți oameni în conflictul ăsta. Că a fost unul, că au fost două, că au fost trei conflicte. Nu știu, eu tot așa. De, ca să înțelegeți, după ce a câștigat la Tape, Traian evident a fost salutat imperator. A mai câștigat nu știu ce bătălie imperator. Acum câștigă și la Adam Clisi. Că vine din... O să, stai un pic, că acum vreau să reiau scenele de pe columnă. Deci, scena numărul 31 este cu dacii care trec Dunărea și cai care sparg podul de gheață. În scena 32 vedem cavaleria roxolană în armuri de sol și sunt arătați niște daci cum încearcă să spargă zidul unei cetăți cu un berbec. Asta s-ar putea să fie chiar la Adam Clisi. După care, scenele 33, scuze, deci erau toate 30 ceva. 33-35 ni-l arată pe Traian care se mobilizează foarte rapid undeva pe Dunăre. Deci el coboară undeva pe Dunăre și sub conducerea lui personală înfrânge catafracții sarmați după într-o luptă, după care câștigă o luptă de noapte. Știm că e o luptă de noapte pentru că apare desenată zeița nopții, Selene, deasupra scenei de luptă. În momentul în care desenau, mai apar diverse zeități și astea ne ajută cumva să le plasăm. După care vedem, de exemplu, că și oastea dacilor este atacată tot pe timp de noapte. Sunt desenați și vreo doi daci care dorm la capătul șirului de căruțe. Și lupta are loc cumva între trupele din coloana mobilă adusă de Traian, că Traian a venit cu o coloană mobilă cu cavalerie, cu pedestrași auxiliari și cu germanii din garda imperială. Și probabil că aici îi înfrânge. Bătălia asta are loc la Nicopolis Adistrum, cel mai probabil. Da, e aproape de actualul oraș bulgar Veliko Târnovo și exact. Tot așa, din punct de vedere geopolitic, e la jumătatea distanței dintre Dunăre și munții Balcani. Exact. Istoricii ăștia, drag doamne, se auto-înflăcărează și spun că, nu știu, 1000-2000 de catafractari, câți erau ăștia aici, nu știu ce efective, bă, ar fi trecut și ar fi rupt tot imperiul în două.
Eu spun că și dacă ar fi bătut garnizoanele astea și nu știu, s-ar fi dus prin pasul din munții Balcani și ar fi ajuns în Macedonia sau în Grecia, ca să ce? Ca să facă ce? Că ar fi trebuit să ajungă, nu știu, la parți ca să găsească un alt aliat din zonă care cumva, cel puțin teoretic, să aibă aceleași interese pe planul politice externe pe care le aveau și dacii. Deci exact. Sunt niște interpretări din astea un pic fanteziste, dar na. Deci clar este că Traian, vedeți ce înseamnă din nou o campanie bine pregătită? Omul ăsta, dar de fapt nu doar el, că de pe vremea lui Tiberius aici s-au construit, frate, s-au construit la drumuri în dreapta Dunării, de-au behăit legionarii săraci. Deci au pus pavelă după pavelă până au făcut tot drumul, au făcut sute de mii de kilometri de drumuri. Da. Și mă rog, nu în perio, în tot imperiu, zic, în zona asta mai puține. Dar imediat au putut ăștia să se cărăbănească, probabil că au venit și cu niște vase, dacă Dunărea nu era înghețată, poate n-au venit doar pe drum, au venit și cu niște corăbii, au putut. E interesant cum e berbecul ăla, cum ajunge berbecul ăla peste Dunăre, cum l-au transbordat dacii, înseamnă că aveau și ei o logistică interesantă. Adică dacă au putut să treacă și să asalteze, să asedieze o cetate romană, bravo lor. Sau să improvizeze, da, să cioplească atunci imediat un trunchi de copac, să-l rostogolească, să-l pună pe orizontală și să lovească zidurile cetății, mă rog, poarta. Mai este încă un element interesant aici, dar te rog, termină ce ai de zis și după aia o să-ți... Păi nu, vreau doar concluziile campaniei de iarnă din 102 după ce termin încă cu toată povestea. Da. Bun, deci... Tot de pe columnă, aparent, alături de daci, luptă și niște transfugi romani. Deci aici sunt desenați în tabăra romană, în tabăra dacică și niște romani. Iarăși, aceeași discuție, că avem romani de partea dacilor. E iarăși de ce e, acest detaliu revine în mod insistent. Și mi se pare că este cel mai neadresat subiect din toate aceste războaie dacice. Da, sigur, vorbim despre termenii pe care i-a negociat și pe care i-a pus acolo Cassius Dio. Dar nu vorbim suficient de greu despre acest aspect și despre aspectul că Traian este primul în foarte multă vreme care nu are rivali. Deci iarăși din interiorul imperiului mă refer. Iarăși foarte suspectă lucrurile astea. În fine, știa să-i țină pe toți cu mâna lui forte. Exact. După bătălia de la Nicopolis ad Istrum, vedem și înființarea tot pe columnă, vedem și înființarea cetății sub auspiciile lui Traian. Deci Traian, ca să înțelegeți, Niche e zeița Victoriei, Polis e orașul, da, orașul Victoriei pe Dunăre. Cu Nicopole o să ne întâlnim inclusiv în timpul războiului din 1877, adică să nu... Deși dacă ne uităm, nu e pe Dunăre, dar așa l-au numit romani acum, na, ce să facem? Da, deci e Nicopolis ad Istrum, dar este pe ce? Pe ce râu? N-aș putea să-ți spun, nu știu exact. Zice, unul care se varsă în Dunăre, da. Ceva pe bulgărește, da. Limba lor. Bun. Primește a treia salutație ca imperator și bate o monedă de aur, un aureus, cu capul împăratului pe avers. Și are ca informație scris acolo: imperator Cezar Nerva Traianus Augustus Germanicus. Nu Dacicus. Iar pe revers apare un personaj care apasă cu piciorul pe genunchiul unui om căzut pe spate, iar deasupra capului acestuia se vede un trofeu. Între demnitățile împăratului este înscris cel de-al patrulea consulat, care a fost primit la 1 ianuarie 101, dar prin faptul că împăratul încă nu poartă titlul de Dacicus, este clar că moneda este bătută înainte de finalul lui 102 și practic simbolizează nu victoria finală asupra lui Decebal, ci mai degrabă biruința din iarna anului 102 asupra coaliției barbare care a atacat Moesia inferioară.
victoria asupra Daciei va fi reprezentată altfel pe monede. Cumva sugestia de pe columnă este că dezastrul atacatorilor este complet și că după asta roxolanii și dacii sunt complet pacificați, dar mai ales roxolanii, și că trupele astea care au atacat au fost în totalitate distruse. Se arată acolo că unii din șefii dacilor merg la și fac o sinucidere ritualică, sugestii de genul ăsta. Dar există o dovadă, și aici e o investigație făcută de istorici iarăși, care ne arată că totuși dezastrul atacatorilor nu e chiar complet. De exemplu, în scrisoarea lui Pliniu către Traian vorbește despre un sclav de-al lui Liberius Maximus capturat în Moesia Inferior de către Susagus, care e cel mai probabil o căpetenie armată. Pliniu nu spune cine e, că probabil Traian îl cunoaște. Și zice că de la Susagus Calidromus, așa îl chema pe sclav, a trecut pe la Decebal, care l-a trimis mai apoi în dar lui Pacorus al doilea, regele parților. Și asta înseamnă că, ok, se laudă Traian cu victoria finală, cu Nicopolis, face cetate cu numele ăsta, dar lauda lui este cumva sub semnul întrebării, pentru că ăștia au putut să plece din teritoriul din Moesia Inferior cu sclavi, cu probabil altă pradă de război, și lucrurile nu arată așa cum ar vrea Traian să arate, ca o victorie finală. Deci iarăși avem niște semne de întrebare în legătură cu marele lui succes militar aici. Dar sunt sigur nu este o victorie finală, nu este o victorie finală, dar din nou este o victorie romană. Da, este chiar, din nou chiar o victorie și la limită romană. Chiar și nu contează. Una sau două, una sau chiar mai multe victorii romane, că ăștia se bat în mai multe locuri. Ți-am spus, indiferent de cât de sângeroasă ar fi fost bătălia sau bătăliile, și dacii și roxolanii sarmați au trimis trupe destul de consistente în cadrul acestei campanii. Au sperat să îi dezechilibreze puțin pe romani și din păcate nu le-a reușit strategia asta. Romanii s-au mai folosit, v-am mai spus, de partea asta din Oltenia și din Muntenia, care nu știu dacă erau zone chiar pustii, dar erau demilitarizate pentru că au putut să călătorească fără probleme, adică n-au fost încetiniți de niciun eveniment mai puțin plăcut sau mai războinic, au putut să vină de-a lungul Dunării și să ajungă imediat. Gândiți-vă că sunt aproape 1000 de kilometri de unde era, nu știu, poate nu sunt chiar 1000, sunt 800 de kilometri așa pe Dunăre, să vii din partea elaltă de munți, de Banat, până aproape de delta Dunării, e destul de mult. Foarte important. Foarte important, mie mi se pare că Traian reușește să respingă atacul ăsta și eu cred că am putea să-i acordăm asta, am putea să-i zicem că respinge atacul. Corect, nu că îl învinge, nu că îl înfrânge, știi? E discutabil, din nou, e foarte ușor să te retragi tu ca șef de trib. Că, ok, și tu ca șef de trib mai ai și niște sclavi pe lângă tine. Nu știm într-adevăr câți războinici au pierdut și dacii și sarmații. Știm doar că Traian a reușit să cărăbănească destule trupe din Dacia în Moesia Inferior. Și dacii până la urmă n-au mai avut nicio șansă. Adică la bătălia asta, la ultima bătălie de la Adamplisi, erau și în câmp deschis, deci șanse reduse din start. Ok, erau bine organizați, dar v-am spus, romanii erau o mașinărie de război greu greu să-i găsești o breșă milaneză dacă erau pregătiți și așa. Au venit mai târziu, s-au reorganizat. Campania asta din 102, bun, și ce ai spus tu după aia, până la urmă, dacă vreți să vizitați Adamplisiu, e foarte frumos acolo, e un monument triumfal aici, în cinstea... Bă, cred că, ok,
în sine monumentul triumfal este pentru soldații care au murit, soldații romani care au căzut în luptă, dar cumva cred că el e ridicat să și cinstească un zeu, că ăștia toate monumentele le închinau în cinstea lui Neptun, la lui Jupiter, la lui Mars, la lui nu știu ce. Și cumva când ridici un monument roman care să sărbătorească sau nu știu, care are legătură cu armata romană, Mars Ultor, fiind zeul războiului, era prin ricoșeu și zeul armatei romane. Bine, unui anumit tip de război, Mars Ultor este Marte răzbunător. Răzbunătorul. Exact. Și da, el practic, deci a fost primul care este invocat, da. Marte răzbunătorul, asta sugerează că există ceva ce vrei să răzbuni. Există un afront. Afrontul respectiv nu a putut fi dovedit, deci există un afront pe care noi nu-l cunoaștem, știi? Pe care ăsta îl răzbună. Da, pe de altă parte aici Cassius Dio mai spune în citatul ăsta, spune că numeroase triburi dacice trec de partea lui Traian deja. Uh-huh. Și s-ar putea să fie vorba, că vorbind de zona asta, s-ar putea să fie vorba de unele triburi din Muntenia și din sudul Moldovei, așa văd eu lucrurile. Așa că Decebal, după încercarea asta, rămâne doar cu nucleul dur din munții Orăștie și ceva dași prin Transilvania, pentru că restul teritoriului era complet ocupat de romani. Problemul cu Cassius Dio este că noi în perioada asta avem două rezumate. Foarte important, două rezumate. Și mai există o serie de rezumate care, din păcate, nu prea se găsesc foarte ușor și sunt greu de accesat. Dar există aceste rezumate care conțin această informație că, practic, după această înfruntare la sud de Dunăre, armata romană, zice așa, a început să urce pe munți, ocupând cu mari primejdii colină după colină și s-a apropiat de capitala dacilor. Lucius i-a atacat din altă parte, el ucise mulți dușmani și prinse de vii un număr și mai mare. E deja la finalul anului 102. Asta e deja la finalul anului 102 și ăsta este un alt rezumat care avem, dar care în mod normal nu este publicat în corpusul, pentru că e mult prea fragmentar zona asta. Ideea este că această campanie este practic prezentată pe columnă de la scena 55. Stai să văd dacă într-adevăr. Da, pe la scena 52 sunt trimiți, sunt arătați solii veniți din partea lui Decebal și pe la scena 54-55 reîncep luptele, practic eșuează tratativele și se reiau luptele și de la 55 până pe la 72 avem practic luptele foarte crâncene care se dau în anul 102 și care probabil sunt mult mai sângeroase decât cele din anul 101. Solicită mult mai tare mașina de război romană și din păcate însă nu avem informații reale despre ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Există interpretările lui Radu Vulpe, care a comentat fiecare scenă în parte în foarte mult detaliu, dar cumva lucrurile sunt pic. Deci vă recomand cartea lui Radu Vulpe, v-am dat link, se poate descărca de la CIMEC, de la Biblioteca CIMEC-ului. Deci vă recomand să lecturați acea carte, dar desigur să o faceți cu multă circumspecție, pentru că, cum ziceam, se încearcă să se scoată cât mai multă informație din ceva care real nu ne dă atât de multă informație. Eu vă recomand să mă ascultați pe mine. Așa, pentru că vreau să vă mai spun două, trei chestii în legătură cu această a doua. E a doua scenă a războiului
din 101-102 dintre Traian și Decebal. Prima scenă, cea din 101, am povestit-o. Uh-huh. Campania asta de iarnă este scena a doua și campania finală, în urma căreia se va și încheia tratatul de pace, despre care noi am mai spus niște lucruri, da? L-am citat pe Cassius uh-huh. Dio, e a treia scenă. Ce înțeleg eu din scena a treia, că și asta, din scena a doua, scuze, asta cu campania de iarnă, că asta presupune mai multe lucruri logice. Din nou, nu trebuie să fii Radu Vulpe sau Daicoviciu sau Pârvanț sau nu știu, sau Iorga, ca să le înțelegi. Stai un pic și te gândești, citești niște chestii, faci niște analize, v-am spus, contează mult mai mult, adică e mult mai important să înțelegeți fondul problemei, nu neapărat mm-hmm. detaliile astea care uneori pot fi, mă rog, contradictorii sau plictisitoare. Înseamnă că Decebal avea cel puțin două centre de comandă. E foarte, foarte tare detaliul ăsta. Adică avea pe încă cineva la fel de capabil ca el, în care avea încredere, nu știu, poate Vezina, că Vezina știm că era viceregele. Poate, da, unul a stat în Carpați, Decebal a stat în Carpați să se ocupe de apărarea cetăților și să îi gestioneze pe ea. Iar alții, alți soldați care aveau alte, deci gândiți-vă, avea mai multe tipuri de soldați. Apărători de cetăți, cei care să se lupte, călăreți, pedestrași. Ceilalți au dus, na, o parte din armată cu ceilalți aliați în atacul ăsta peste Dunăre. Mi se pare foarte tare, adică ce mai înseamnă? Mai înseamnă încă o chestie, din nou mă întorc la ideea mea, la obsesia mea cu tratatul de pace. Asta înseamnă că alianța dacilor cu sarmații și cu roxolanii funcționa foarte bine. Și Traian a avut dreptate să considere nul tratatul de pace. Adică, posibil. Deci, ok, bă, când tratatul ăla între Domitian și Decebal, eu zic că se prevedea foarte clar ca Decebal să nu fie așa pașnic, să nu fie în relații foarte bune. Decebal ar fi trebuit să fie la cuțite cu roxolanii până în 101, sincer, și să se fie aliat cu ei doar după ce au fost atacați de romani, dacă chiar el spune că a respectat tratatul până în ultimul moment. Nu știm sigur nici măcar cum suna tratatul inițial. Deci, păi nu știm, dar eu zic așa mi se pare mie logic, na? Deci relațiile de colaborare sigur erau mai vechi din ce văd eu. Nu cred bine, ție-ți place să ții foarte mult cu imperiile brutale care simulează că sunt rănite de către populațiile mai mici, că ții și cu rușii, ții și cu romanii aici. Deci asta, aici cumva aș zice, băi, eu țin cu logica. Eu țin cu logica. Cu logica, dar logica asta este logica romană. Logica dacică ar putea să fie foarte bine. Unu, ok, vin ăștia care sunt, poate că oamenii pe care ei găzduiesc și care vin din partea romanilor, romanii ăia, care îi vedem desenați aici colo, că participă la campania la sud de Dunăre, participă în apărarea cetăților dacice. Poate romanii ăia, nu știu, poate ea ar fi trebuit să aibă de drept conducerea Imperiului Roman. N-avem, da, dar n-au avut-o. Păi da, dar n-au fost destul de puternici încât să o reventice. Eu nu cred, păi, în coincidențe, Dorine. Trebuie să te... Nu, eu nu cred în coincidențe. Care este logica și care, deci logică, tu în momentul în care invoci logica ca fiind ok, este o acțiune naturală. După invoc care logica explici... izvoarelor scrise care există, da? Eu nu mă bazez, adică eu interpretez ceea ce avem, nu interpretez ceea ce nu avem. Că așa, dacă relativizăm totul, rămânem fără nimic. Așa putem să spunem, bă, nu suntem... Habar n-avem nimic și atunci ce vorbim? Așa să ne aflăm întreabă? Deci, din moment ce apar roxolanii, catafractarii, apar pe columnă, eu înțeleg că, ți-am spus, e prea mare coincidența ca dacă ăștia apar în conjunctura asta cu războaiele dacice, între roxolanii sarmați și daci să nu fie existat un tratat de pace. Sau să se înțeleg. Corect. Singura problemă este că nu știm să fie avut o interdicție de a face ei pace cu cine vor ei. Mă refer la daci. Bă, Dorine, ești foarte simpatic, de serios, mi-ești drag. Deci romanile dădeau bani ăstora ca să se prietenească ei cu... Nu știm exact care sunt condițiile, știm doar că le dădea bani. Pe bune, deci chiar nu știm care sunt condițiile tratatului de pace. Și deci eu ce zic?
îți spun că, băi, nu există, deci nu poți să vii tu de partea cealaltă să zici, băi, în mod sigur Decebal l-a călcat tratatul, că nu știi în care e tratatul, corect? Bine, mă, atunci, uite, hai să-l ridic în slăb și pe Decebal, o să spun că era un tip foarte isteț. Nu, serios, nu, bă, chiar dacă ideea asta s-a dovedit până la urmă a fi una proastă, asta nu. Cu campania de iarnă, înseamnă că, deci până la urmă, ok, a avut potențial, a avut șanse să fie o chestie măreață, genială, că dacă îi reușea, am fi spus, bă, a fost un Spartacus, a fost un Hannibal la pătrat. Înseamnă că, bă, era un tip curajos, era un tip cu inițiativă, era un tip deloc rigid, era dispus să schimbe planurile din mers. Uite, v-am mai spus, nu mergea planul A, bă, apelez la planul B. Planul B are de suferit, inițiez planul C și tot așa. Deci el încearcă să se descurce cu mijloacele pe care le are. Nu se descurajează, v-am mai spus, Traian și romanii au de partea lor numerele. Decebal, ca să lupte împotriva numerelor, trebuia să vină cu o chestie, să scoată ceva din mânecă, să vină cu o magie, cu o chestie. Nu putea, adică să zicem că erau peste romani și dacii, și la organizare, și la tactică, și la strategie de luptă, la calitatea armelor, ce vreți voi. Deși evident că la niciun capitol nu era cazul, sau mă rog, erau la același nivel, să spunem. Dar și dacă era așa, tot ar fi pierdut pe termen lung, pentru că raportul de forță era în favoarea romanilor. Și aici, de asta spun, încă un lucru pe care l-am considerat și îl observ și e foarte interesant. Nu am mai văzut numerele astea astronomice atribuite barbarilor. Știți cum făceau romanii? Și am mai spus, cele trei scenarii, da? Când se luptau cu alții, cu barbarii, da? Cu cimbrii, cu teutonii, cu germanii, ăia erau câtă frunză, câtă iarbă. Și noi eram puțini, romanii, noi eram puțini, dar noi, pentru că am dat dovadă de eroism și de vitejie și nu știu, ne-am rugat la Jupiter, bă, am reușit să învingem pe necredincioși. Cam asta era narativul romanilor. Ei erau puțini, ăilalți erau mulți. Ei bine, în schimb, dacă mă uit la campania asta, s-a întors, adică nu, e complet altfel, e invers. În campania împotriva dacilor e complet opusul de ceea ce ne prezentau romanii până acum. Nu mai spune nimeni că romanii erau 40.000 și dacii erau 120. Dimpotrivă, romanii erau 120 și dacii erau 40. Exact, exact, corect, corect, corect. Ca să nu facem totuși, deci să nu sărim peste războiul din 102, deci de bucata aia din 102, eu propun următorul exercițiu. O să iau titlurile în mare, cred că asta e cea mai simplă variantă. O să iau titlurile pe care le-a dat, pe care le-a asociat Radu Vulpe cu fiecare din scenele de după campania de la sud de Dunăre. Dorine, eu propun să nu ne grăbim, să facem episodul de 3 ore și o fac asta pentru Decebal, nu pentru Traian, ca să-ți arăt cât de mult îl iubești și pe Decebal. Deci bun. Ușor. Ok, ușor. Deci, care e chestia? Deci, mie mi se pare că, iarăși, nu am foarte multă încredere în interpretarea columnei făcute fără un text lângă, dar eu zic că totuși putem să ne uităm, măcar să înțelegem așa cum are loc, descriind pe scurt fiecare din scenele respective. Deci Traian se îmbarcă înapoi, deci după ce veghează asupra construcției cetății Nicopolis ad Istrum, se îmbarcă către Dacia și debarcă și trece Dunărea cu trupe pe la Drobeta. Lucrurile astea sunt prinse în scenele 46-48. În scena 49 deja vedem un marș făcut spre interiorul Daciei. Nu prea putem să ne dăm seama exact pe unde anume are loc, dar dar din nou, vedeți, e din nou logică, Dorine. N-avea sens să se ducă până la Lederata în partea cealaltă, adică să treacă prin cazanele Dunării, când drumul de aici, venind din est, da, venind din aval de pe Dunăre, era mai simplu de la Drobeta și se ducea după aceea. Deci, din nou, exact. E pure logic.
Da, corect. După care în scena 50 îl vedem pe Traian întâmpinându-și trupele noi, ajunge într-un castru roman, deci în teritoriile care erau deja făcute în zona asta, Tape și un pic în depresiunea Hațegului, după care Traian întâmpină o solie dacică în scena 52 și probabil că solia respectivă eșuează, e cumva desenată, relația de forțe între ele e un pic explicată în stilul ăsta. Că, aici da, bate da. Puțin și cu ce zice Cassius Dio, bate puțin cu încercările nereușite, adică tot se milogește Decebal de Traian, bă, hai să încheiem pace, hai să încheiem pace, hai să încheiem pace. Practic, negocierile pentru pace pică și Traian face toate cele necesare pentru a reporni campania, face o ceremonie sacră de reîncepere a războiului, scena 53, și scena 54 ține o alocuțiune către armată, unde cel mai probabil explică ce anume au de făcut. După care e desenat începutul ofensivei romane în munți, scena 55. Construiește un drum, un pod, cuceresc o așezare dacică, se mai fac încă câteva poduri și, apropo, în zona respectivă există cumva o referință, încă există, e un pod al împăratului, dar nu mai știu exact pe unde este referința respectivă, deci unul din podurile astea probabil este construit atunci. După care ni se arată că dacii fug dintr-o cetate cucerită, cel mai probabil reușește să cucerească câteva cetăți și unele sunt abandonate de către daci din diverse motive, poate că era o retragere strategică, poate nu. Traian în scena 60 ni se arată că construiește un castru roman, probabil în apropierea Sarmisecetuzei. Nu mai era o retragere strategică, Dorină, pentru că nu mai aveau unde să se retragă. Nu prea mai aveau, se retrăgeau către Sarmisecetuza, cel mai probabil, știi? Da, vezi, aici din nou, Decebal. În fine, eu am o filozofie așa, cumva Cassius Dio îl prezintă pe Decebal la... O să zic eu, nu vreau să folosesc cuvinte foarte... Ni-l prezintă destul de super Ptolemac, adică tot timpul Decebal e în postura în care bagă bățul prin gard, se duce, îi atacă pe ăștia, se dă șmecher, se înfumurează, se îngânfează, o ia în barbă odată, după aia se duce cu propunerea de pace către romani. Mai ia bătaie încă o dată, iar se duce și se mirogește de ăștia. Acum, Traian, ce să facă el în 102, după ce... Decebal a încercat manevra asta cu campania de iarnă? Să fie acceptat din nou propunerea lui Decebal de pace? Chiar dacă Decebal avea cetățile, eu zic că s-a învârtoșat și mai tare, s-a încăpățânat și Traian, a zis: bă, eu am crezut că ești un băiat de băiat, așa, tu vii și mă ataci, vii să-mi dizloci trupele, vii să-mi ataci alte provincii, nu merge. Și atunci s-a supărat și Traian și încet, încet, da, el a reluat practic de unde rămăsese în 101. Avea castrele, avea poziția strategică câștigată, încă niște coloane s-au dus, nu știu acum cine zice, zic niște istorici, nu mai știu acum cine, că s-au dus și pe Valea Mureșului, au intrat în țara Hațegului și de sus din Transilvania și deja se strângea lațul foarte tare în jurul cetăților lui Decebal. Și dacă stăteau în status quo ăsta un an, doi, nu mai avea. Câtă vreme avea un loc unde să respire Decebal, adică la nord, înspre Transilvania, bă, încă rezista, putea să ducă războiul ăsta. Dar din moment ce era așa prins ca într-un clește din trei zone, că în depresiunea Hațegului poți să intri din vreo trei zone, când deja și îi vedeai pe romani, deci sunt niște descrieri acolo cumva și din imagini, se pot vedea niște chestii senzaționale. Romanii își schimbă stilul de luptă, adică luptă, ajung vânător de munte. Deci ajung la arma vânător de munte romanii, se duc, taie copaci, atacă de sus, sunt senzaționali romanii. Exact asta, uite, vezi, deci acum își construiesc un castru
în zona respectivă. Stai să văd dacă sugerează aici, dar posibil este undeva aproape de Samnitsa Cetuza. După care mai primește un sol pilat de-a lui Decebal. Probabil asta este discuția aia că trimite soli, soli pilați tăia mai șmecheri. După care în scena 62 vedem descrise asalturile asupra munților fortificați de daci. Practic sunt niște fortărețe foarte, foarte înalte, foarte greu de adus. Traian conduce operațiile din munți, vin și cu cavalerie și este arătată că la un moment dat are loc o șarjă a cavaleriei maure comandată de Lucius Quietus, nu știu cum cheamă pe ăsta. Ăsta e un tip foarte tare despre care o să mai vorbesc. E un roman cu origini africane, da, care apare, ăsta apare în fruntea cavalerii numidiene pe coluna lui Traian. Și e făcut ecvestru mai întâi pe vremea lui Domitian și după aia pe vremea lui Traian e făcut chiar senator. Și dacă era un capitol unde dacii stăteau mai bine decât romanii, ăsta era cavaleria. Doar că Traian a rezolvat și problema asta prin aducerea cavaleriei numidiene, care știm cât de pricepută, cât de șmecher era de prea lui Hannibal, deci de 300 de ani înainte. Deci foarte tare, de aia spun. Bă, Traian n-a lăsat nimic la voia întâmplării. Eu v-am spus, normal că sunt cu sufletul de partea lui Decebal, dar n-am cum. Logica nu minte și noi nu vrem să devenim aici foarte, foarte emoționali. În anul 102, da, tu povestești acum, în anul 102 romanii deja umblau prin Dacia ca vodă prin lobodă. Erau bulevarde pe aici, erau alea două trasee pe care le făcuseră ei în 101 deja. Mai era culoarul ăsta, a venit coloana, a intrat în Transilvania pe Valea Mureșului. Deci l-au învăluit, l-au înconjurat din toate părțile pe Decebal, nu mai avea ce să facă. Totuși există, deci avem scenele 66-67 care ne arată o contraofensivă dacă, care are ceva succes. Cumva Decebal reușește să întoarcă un pic soarta războiului și să treacă, treacă la ofensivă, după care evident să se restabilizeze, să repună pe niște poziții stabile, știi? Cumva după aceea totuși intră într-o situație stabilă unde nimeni nu pare să mai aibă sorți de izbândă. Și totuși romanii reușesc să întreprindă ceva, pentru că aparent, cel puțin așa ne explică Radu Vulpe, în scena 68 este arătată capturarea unei căpetenii dace. Și căpetenia respectivă probabil arată un drum, un drum cumva le divulgă niște secrete de ale dacilor, care reușesc să deschidă un drum printr-o pădure, își trimit avangarda, atacă o cetate dacică și ultima luptă, scena 72, în care în cele din urmă dacii sunt învinși. Cam asta este ce se întâmplă după lucrurile astea și cumva se predă, deci descoperă și o cisternă dacică și probabil ajung la proviziile lui Decebal și în cele din urmă Decebal capitulează. Asta este scena 75. Deci până pe la scena 75. După care cumva populația dacică se întoarce la vetre, la satele lor și Traian este salutat ca imperator pentru a patra oară și cumva scena 78 îl prezintă cu alegoria victoriei, cu alături de zeița victoriei și
Nicopolis, Nike. Păi bă, pentru patru... Deci, pentru patru titluri de imperator și-a sărbat a fost modest și-a sărbat un singur triumf. Exact, exact. Deci aici este clar că războiul ăsta este destul de însemnat. Vorbim totuși de cât de la scena 50 până la scena 70 și 70 și cât? 78. Păi 28 da, pentru de scene. Deci și războiul ăsta a fost probabil, a cântărit foarte greu în... Această campanie din 102, de la finalul anului 102, mie mi se pare mai dificilă, pentru că în anul 102 Traian a trebuit să cucerească toate cetățile dacice, adică mă rog, cu excepția Sarmizegetusei, dar toate cealaltă le-a cucerit. Și a început, mă rog, și a construit poate peste iarnă, a stat acolo și a făcut mașinăriile de război și le-a asamblat. Dar normal că alea erau cele mai, v-am mai explicat de multe ori, bine, romanii le cam nimereau, romanii se pricepeau la asedii. Dar în alte cazuri știm asedii și de 2, 3, 4 ani în care nu ceda cetatea respectivă, ceea ce era penibil, adică să înconjori o cetate și să nu, mă rog, n-aveau ce să facă. Ca să nu ne mai, dacă Hannibal săracul nici nu s-a apropiat așa, a fost anteportes și a rămas acolo, exact. Se uita la Roma și n-avea ce să-i facă. Bine, aici cumva se cam sugerează că capitularea lui Decebal are loc doar după ce probabil există o trădare sau... poate o căpetenie, dacă este prinsă și extrasă informația de la el pentru a afla care sunt slăbiciunile cetății. E greu de înțeles aspectul ăsta. E clar că na, cumva arta interpretării columnei este ceva ce nouă, mie cel puțin personal, îmi scapă. Sunt foarte multe lucruri pe care mă uit și într-adevăr, poate că într-adevăr aceea e povestea, dar în mod sigur ar putea să fie povestea chiar complet diferită, știi? Adică ar putea să fie cu totul altceva, s-ar putea să însemne cu totul altceva, deci chiar nu pot să îmi dau seama dacă într-adevăr sunt super corecte interpretările celor care citesc columna sau nu. Mie mi se par greu de interpretat și de acceptat condițiile tratatului de pace. Ăsta mi se pare, adică Traian nu era tipul ăla elegant și finuț cum era Domitian. Ăsta era un militar de carieră, da? E clar că n-a mai încheiat o pace doar de formă cu Decebal, da? Clar. Nu l-a lăsat pe ăsta să facă ce dorește în continuare. Dar înainte, hai să mai avem ceva de zis despre războiul din 102? Nu. A luat cetate după cetate, i-a confiscat lui ăsta fica, sora, ce să zic, a cerut până la urmă. Da, nu, ți-am spus, n-are logică, nu știu, nu înțeleg de ce nu s-a retras Decebal, pentru că nu știu, dacă într-adevăr stăpânea și Transilvania, sigur mai avea niște cetăți acolo, putea să se ducă, așa cum a făcut și Hannibal. Hannibal, după ce senatul cartaginez a încheiat pace cu senatul roman, bă, ăsta, urându-i din toți rărunchii pe romani, ce a făcut? S-a dus în Imperiul Seleucid, s-a dus în Pont, s-a dus în Bitinia, a continuat să lupte cu romanii până la moarte, dar nu s-a... Deci de asta spun, dacă Decebal, eu așa cred că Decebal chiar a fost Hannibalul nostru, na, puteți să interpretați chestia asta în ce cheie doriți, dar... Nu înțeleg de ce a făcut pace cu ei. Nu cred nici ce spune Cassius Dio că s-a dus el și s-a îngenunchiat în fața lui Traian. Eu cred că Decebal nu s-a întâlnit nici cu Domitian, nici cu Nerva, nici cu Traian niciodată în viața lui. Da. I-a urât pe ăștia atât de tare și o să vedem și sfârșitul cumva îmi confirmă filozofia. Deci pur și simplu, băi, ura. Îi ura pe romani. E un Hannibal. Și Hannibal era la fel. Deci nu știu cum a fost el crescut așa. Plus că avea, am spus chestia asta și din anul 85-86, era o firă războinică și Decebal. Nu îl dădea diplomația afară din casa, mai spus schimbarea de paradigmă de la Scorilo la Decebal. Și atunci semnele mele de întrebare sunt în legătură cu următoarea problemă. Având în vedere că situația lui Traian era infinit mai bună decât cea lui Domitian în anul 88-89, putea să-i dea lovitura de grație lui Decebal. Bă, ok, cu tot tratatul ăsta de pace în care o să vedem că impune niște condiții dure, rău de tot. Bă, de ce? Adică
chiar și aceste condiții ale păcii, lovitura finală. Exact, chiar și aceste condiții ale păcii, care sunt înjositoare, sunt foarte dure pentru Decebal. Bă, eu cred că dacă interpretarea asta și ce a scris Cassius Dio și tot ce e pe columnă sunt corecte, așa cum, bă, ar fi trebuit să-i dea lovitura de grație acum. N-ar fi trebuit, n-ar fi trebuit să mai aștepte încă 3 ani. Exact. Dar chestia asta mie îmi spune un singur lucru și serios, deci știu, deci nu vreau sub nicio formă să pară că, băi, ok, țin cu Daci. Problema este că e o gaură foarte importantă în poveste. Aici sunt de acord cu tine, da. Suspectez că, deși este desenată o victorie care pare super finală, nu este chiar atât de mare. Nu e o victorie chiar atât de mare. Chiar dacă reușește să cucerească niște cetăți, nu știu dacă real reușește să-l înfrângă pe Decebal. Poate că Decebal, nu știu, nici măcar nu era pe acolo. Poate el era în altă parte. Corect. N-avem de unde să știm lucrurile astea. Și în mod sigur, nu îți capitulează omul și tu faci o pace cu el. Adică nu există niciun motiv, nu mai există un război de ăsta unde Roma se ducă să cucerească cetatea de scaun a unui imperiu și după aia să zică da, deci șeful, noi ne-am luptat cu tine, dar te punem pe tine înapoi, facem o pace și care o să vedem. Păi să nu uităm când i-au bătut. Nu este chiar atât de gravă. Când i-au bătut pe Vercingetorix, i-au bătut, l-a bătut pe Caratacus, ce au făcut? I-au luat pe ăștia, le-au desfințat toate regatele, i-au dus pe Vercingetorix, săracu, a stat vreo 5 ani în lanțuri în Roma și a fost sacrificat ceremonial după aia. Ok, Caratacus s-a salvat cu discursul ăla senzațional din Senat și l-au iertat ăștia, l-au lăsat liber pe străzile Romei. Dar asta le-au făcut romanii regilor barbari. Da. I-au luat, nu i-au respectat, nu i-au lăsat, în primul rând n-au acceptat să rămână în fruntea regatelor lor. Ceea ce ți-am spus, ori s-a schimbat paradigma imperiului, ori faptul că Decebal primea cumva o legitimitate, primea mila lui Traian, însemna pentru Traian mai mult decât înfrângerea lui Decebal. Poate cum spui și tu, Decebal nu era acolo. N-avea cum să-l prindă, n-avea cum să demonstreze tuturor celorlalți că, bă, uite, ăsta e capul și mâna dreaptă lui Decebal, gata, l-am dovedit, eu sunt mare și tare. N-avea cum încă să facă chestia asta, nu l-a strâns atât de tare cu ușa și atunci a vrut într-adevăr să le prezinte totuși celor de la Roma, senatului și poporului roman, povestea asta frumoasă, bă, l-am rupt ăsta cu bătaia și uite care sunt, într-adevăr, a fost o victorie până la urmă, că nu... O să vedem care sunt condițiile păcii, degeaba, oricum am... Bine, deci o victorie sigur că a fost, dar condițiile dar nu așa categorică. Nu cum... e, da, exact, nu pare o chestie categorică. În plus, faptul că Decebal va avea posibilitatea și, evident, nu e o surpriză pentru nimeni, cei asta care spun. Ascultă asta, că Decebal reușește să strângă suficientă energie în 3 ani cât să opună din nou rezistență Romei. Asta înseamnă că ori din nou Traian a făcut, deci înseamnă că din nou tratatul ăsta de pace n-a fost ranforsat cum trebuie. Înseamnă că romanii n-au fost așa de serioși, exact cum a fost și Domitian. Deși dacii trebuiau să predea toate armele, nu știu, nu mai aveau mașini de război. Nu știu, tot ce considera Traian dubios prin regatul lui Decebal, bă, nimic, ia, se confiscă. Trebuiau să, deci ăștia, încă o chestie foarte tare și periculos de periculoasă. Dacii trebuiau să dărâme zidurile cetăților. Bă, asta mie mi se pare cea mai dură chestie cu putință. În felul ăsta, nu doar că erai pradă ușoară pentru romani, dar erai pradă ușoară împotriva altor popoare, de vecinii sunt pașnici doar când ești puternic. Atunci când te văd slab, vă spun eu, când ești căzut la pământ, mai vin și îți mai dau vreo două ca să fie sigur că nu te mai ridici. Mai ales că vecinilor erau iazigi, erau solani, erau bastani. Tocmai, deci cu ăștia sunt meseriași, adică ok, când ești puternic sunt aliații tăi, dar când ești slab, imediat ți-au dat vreo două.
Ce se schimbă față de Domitian radical? Adică asta, mă rog, e o chestie care se schimbă. Celelalte, teoretic, cumva poate le gândea și Domitian. Bă, nu mai avea voie Decebal să aibă politica lui externă proprie. Nu mai avea voie să facă ce vrea cu cine vrea. Bă, mă aliez cu ăia, mă aliez cu ăia, na, nu mai. Din nou, iar chestia asta, obsesia asta lui Cassius Dio, nu trebuia să se angajeze Decebal că nu mai primește fugari și dezertori de la Roma. Ceea ce, din nou, bă, hemoragia asta demografică, din nou, ridică mari semne de întrebare. Exact, exact. Și încă o chestie foarte dură, trebuia să cedeze, apropo de ce zicea și Cassius Dio, trebuia să cedeze romanilor toate teritoriile care erau deja ocupate de aceștia. Deci mai rămânea cu țara Hațegului și cu Transilvania, păi mai puțin da, dar ei din. Nu se lăudaseră că au făcut acolo un castru chiar sub Sarmisegetuza, adică na. Păi, până acolo, deci Banatul și Oltenia clar nu mai erau ale lui Decebal. Da, Banatul și Oltenia clar nu mai erau al Decebal, deși o să vedem. Dar de la nord, de Sarmizegetusa, bă, încă era solid. Aha. Deci adică, încă era de... adică și-a mutat granița cu Imperiul Așa Roman că... la sudul capitalei. Eu ți-am spus, de aia romanii nu i-au cucerit niciodată pe germani, pentru că germanii se puteau duce în est să fugă de ăștia cât voiau. Veneau ăștia, treceau Rinul, se duceau, da mă fraților, veniți, ne ducem până în Jutlanda, ne ducem până în Scandinavia, ne ducem până la Marea Albă, lăsați, când treceți înapoi, noi ne întoarcem. Și dacii, dacă, nu știu, că aveau puțin, dar de aia, de fapt nu, că am dreptate, că și dacii, de aia au rămas și daci liberi, că romanii nu puteau să se ducă până unde să se ducă, până la Oceanul Arctic, după ăștia, n-aveau cum să-i prindă chiar pe toți. Și cam ăsta va fi status quo în următorii 3 ani. Unul în care Traian îi arată lui Decebal cine-i șeful. Bă, dar fără, vezi, asta e și nelămurirea mea și într-adevăr Decebal îi arată că ok, nici șeful nu este chiar atât de puternic cât crede el. Păi vezi, deci, nu-mi dau seama dacă accentul, deci într-adevăr acum Decebal este în adevăratul sens al cuvântului un rege client. Da. Dar nu-mi dau seama dacă accentul e mai mult pe client sau mai mult pe rege. O să aflăm în episoadele următoare. Exact. O să recitesc cumva ca o încheiere cronologică, care este concluzia, deci care sunt condițiile acestei poci. Așa că, fără tragere de inimă, Decebal a fost de acord să-și predea armele, mașinăriile și inginerii, să dea înapoi dezertorii, să demoleze forturile și să se retragă din teritoriul capturat, ba chiar și să aibă aceiași prieteni și dușmani ca romani. A promis să nu găzduiască dezertori, nici să nu ia sub comanda sa soldați din Imperiu, pentru că își formase cea mai mare și cea mai bună parte a armatei sale, convingând oameni din teritoriul roman să îi se alăture. Și el a trimis soli în această privință către Senat, astfel încât pacea să fie stabilită prin acea instituție. Deci, eu, ca să închei cu treaba asta, cumva mi se pare că ce este cu adevărat interesant de aici este că Traian nu este într-o situație foarte confortabilă. Sunt acolo niște semne de întrebare pe care Traian le are și pe care nu reușește să le pună, adică nu că nu reușește, le ascunde foarte bine în toată propaganda care rămâne în spatele lui. Nu avem informații de ce se alătură atât de mulți dezertori dacilor. Din punctul nostru de vedere, tot ce știm este un panegiric de-al lui Pliniu și acest fragment, efectiv, atâta. Asta e toată informația care da, da. Vezi ce înseamnă, Dorină, să ungi pe cine trebuie? Deci da. ce face Traian? Zice așa, el a trimis o solie în fața Senatului, da, pentru ratifică tratatul ăsta de pace. Deci până la urmă, ok, să zicem, era o formalitate juridică, administrativă, nu contează. Dar Traian, bă, dă dovadă, hai să nu-i zic, nu știu, maturitate și înțelepciune, că sună așa prea pompos, dar
știe măcar să-i facă pe cea mai veche, cea mai importantă instituție din statul roman, bă, îi acordă respectul cuvenit. Lucru pe care, vedeți, lucru pe care alți împărați nu l-au făcut, ci au avut de suferit din cauza asta. Nu contează, într-un fel sau altul, în timpul vieții după moarte, dar Nero și Domitian, care pur și simplu, bă, v-am spus, erau poate mai libertini în sensul că pur și simplu ofereau mai multe libertăți cetățenilor Imperiului. Uite cum au reușit senatorii să-l denigreze și uite ce părere penibil avem despre ei, de a trebuit cumva să răsturnăm de trei ori masa ca să ne iasă, adică să vedem că sunt și ei oameni până la urmă. Deci încă o dată observăm cât de util era să ai senatul de partea ta până la urmă pe termen lung, pentru că senatorii erau 300, 600, 900 și Cezar, cât de Cezar era el, tot n-a reușit să se bată cu toți senatorii. Exact. Deci de aia zic, bă, Traian, măcar din punctul ăsta de vedere, nu știu, v-am mai spus, totuși e mai inteligent decât deși decât propaganda asta, Dorine, asta zic, și propaganda asta se face cu cap, nu poți să ți-i pui pe toți în cap. Exact. Nu poți, deci n-ai cum, frate. Ok, eu ți-am spus, îmi place, e simpatic și Domitian și Nero și Caligula, adică putem să discutăm și Tiberius, na, dintre toți mie place de Tiberius cel mai mult. Dar e clar că la capitolul propagandă, bă, nu știu ce sfetnic a avut. Ok, îl știu pe Mecena care, deci dacă îl citiți pe Cassius Dio ce spune despre Mecena, Mecena e tatăl lor. Da. Deci Mecena vine acum la facultatea de, nu știu, la SNSPA și le dă la ăștia lecții de comunicare, de cum să iei puterea, de cum să o păstrezi, de cum să te impui. Deci e foarte meseria și Cassius Dio spune chestiile astea. În schimb, nu știu cine l-a învățat pe Traian să facă chestia asta, pentru că Traian nu era atât de rafinat cum era Octavian. Deci Traian avea lacune majore la capitolul ăsta de comunicare. Nu știu cine a fost în jurul lui, cine a fost, că sigur Traian n-a fost capul luminat de acolo. De aia spun, exact. sunt multe puzzle-uri care lipsesc din domnia lui Traian, pentru că sunt foarte puține izvoare pe care le avem despre el. Deci cam asta e. Până la urmă, știi cum e, pentru a menține propaganda curată, poate că cei care au urmat după el au făcut o cenzură destul de serioasă a informațiilor care s-au păstrat în legătură cu domnia lui Traian. Pentru că dacă stau și mă gândesc mai bine, bă, poate de aia și dispărut comentariul ăla de Bello Dacico. Poate Traian a fost sincer acolo și a zis, bă, m-au bătut dacii. Adică m-au bătut și dacii, nu i-am bătut doar. Au fost bătălii exact. Cu soții, cu sorți schimbători de izbândă. Și ăștia după aia când au zis, bă, ce face mă Traian ăsta care e cel mai tare, e Optimus Princeps, a luat bătaie de la daci, bă, ia, puneți toate cărțile pe foc ca să n-avem probleme. Ceea ce ar fost destul de simplu, pentru că numărul de exemplare pentru o carte publicată pe atunci era destul de mic. Deci nu e foarte greu de rătăcit un anume text. Da, bun, cam asta este concluzia. Primele trei campanii, de fapt, da. Din înfruntările dintre Traian și Decebal, îl dau pe Traian câștigător absolut, dar cu niște semne de întrebare pe care nu putem să le umplem decât cu suspiciu. Atâta. Și da. O să vedem ce se întâmplă, pentru că Decebal deja ne-a obișnuit cu nerespectarea tratatului dintre el și romani. Exact. Și dacă este o lecție cu care vrem să încheiați aici, este să vă respectați cuvintele date. Corect, bine spus. Dar câteodată, dacă dai cuvântul unui dictator, gen Sula, gen Traian sau gen Putin, poate că ți-l dai degeaba. Bun! Cam asta este concluzia. Nu uitați, noi suntem podcastul de istorie Dorin Lazar, Sergiu Motreanu. Ne găsiți la dorinlazar.ro, sergiumotreanu.ro. Ne găsiți la podcastdeistorie.ro, că acolo suntem noi cu acest podcast. Ne găsiți, cei care vor să ne sprijine, ne pot sprijini pe Patreon, patreon.com/podcastdeistorie. Puteți să ne găsiți și pe Facebook, acolo vă va răspunde Sergiu cel mai des, facebook.com/podcastdeistorie. Puteți să ne găsiți și pe alte locuri, pe unde dați, noi nu avem o problemă să vorbim și să răspundem la întrebări dacă e cazul.
Mulțumim celor care ne sprijină prin Patreon încă o dată, mulțumim celor care ne ascultă programul, care îl recomandă mai departe și da, faceți asta fără niciun fel de ezitare. Noi în continuare o să ne băgăm nasul în cele mai adânci cotloane și o să parcurgem istoria așa cum nu a făcut-o nimeni alături de voi până acum, cu uneori chiar cu prea multe detalii, așa-i? Băi, merită, eu recunosc. Merită. A fost chiar mi-a făcut o plăcere, a fost o onoare, a fost o onoare și o plăcere pentru mine să vorbesc despre prietenul și înaintașul nostru Decebal. O spune asta un dac liber, da? Deci nu exact, orice exact, dac. Exact. Un dac liber. Bun, mulțumim, la revedere, până data viitoare. Ciao. Salutare.